am găsit la Forumul Economic Regional Ungheni și ceremonia de transmitere a certificatelor de grant pentru antreprenorii din Ungheni. După cum se vede, s-a ales ca evenimentul să fie organizat în mediul online din cauza situației pandemice. Eu sunt Sergiu Beznitski și sunt onorat să fiu moderatorul acestui Forum Economic Regional Ungheni, eveniment organizat în cadrul programului EU for Moldova, regiuni cheie, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, PNUD, și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, UNICEF. Pentru o mai bună desfășurare a întregului eveniment, haideți să ne asigurăm că știm ce și unde se află aici pe Zoom. De exemplu, camera să fie mereu pornită. În stânga jos puteți vedea start video, stop video. Deci asigurați-vă că această cameră video este netăiată. Asta înseamnă că e pornită întotdeauna și vă rugăm microfonul să fie deschis doar atunci când va fi intervenția dumneavoastră, discursul dumneavoastră, conform programului. În celelalte cazuri vă rog să vă asigurați că închideți microfonul, îl tăiați cumva virtual, astfel încât să nu avem sunete din afară. Mulțumim anticipat pentru respectarea acestor reguli. Așadar, am onoarea să dau start acestui eveniment și mă bucur nespus să vă salut călduros, oriunde ați fi, la Chișinău, la Ungheni, oriunde în altă parte. Dați-mi voie să vă prezint gazda evenimentului și invitații noștri speciali, Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni, Gintautas Baranauskas, șef adjunct al secției operațiuni în cadrul Delegației Uniunii Europene, Republica Moldova, și Andreea Ciuziova, reprezentantă rezidentă adjunctă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova. Pentru început, dați-mi voie să ofer cuvânt gazdei evenimentului de astăzi, domnul Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni. Domnule primar, vă salutăm! Onorată asistență, stimați invitați, parteneri de dezvoltare, reprezentanții comunității oamenilor de afaceri din regiunea Ungheni, bine ați venit la Forumul Economic Regional aici la noi la Ungheni. Pentru noi, Forumul Economic Regional Ungheni este un prilej deosebit pentru a promova potențialul economic al regiunii în întregime, a scoate în evidență anumite activități economice care sunt specifice regiunii noastre. Suntem foarte mulțumiți, suntem onorați că suntem parte a acestui mare program EU pentru Moldova, EU pentru Ungheni și Cahul. Deci este un program absolut deosebit de ceea ce am făcut noi până acum, în primul rând pentru faptul că își propune deci, o activitate nu pentru un an sau doi, dar tocmai pentru 5 ani, lucru care ne face să gândim sistemic la niște proiecte de investiții atât în municipiul Ungheni cât și în regiune de lungă durată. Deci niște investiții care le putem face deci, de la mic la mare, de la o programare deci, pe o perioadă de 5 ani și implementare pe parcurs deci, acestor proiecte pe care le implementăm împreună cu Delegația Uniunii Europene, cu partenerii noștri din Uniunea Europeană. Vreau să menționez că acest proiect EU pentru Moldova este implementat de partenerii noștri de dezvoltare, deci UNDP și UNICEF. Avem o corelare și o deci, cooperare extraordinar de bună cu partenerii noștri, așa, în vederea implementării acestui proiect. Ceea ce ne pot să menționez este faptul că programul este foarte flexibil. Atunci când a fost nevoie, deci și-a modificat și bugetul și ușor sarcinile și a intervenit exact acolo unde trebuie. Mă refer la situația noastră în privința COVID-19. Deci, mai mult ca atât, este un program care
ține de necesitățile reale ale cetățenilor, indiferent că sunt din administrația publică locală, că sunt din sectorul privat, că sunt reprezentanți societății civile. Deci acele hackathonuri, acele deci, cereri de opinii, sondaje care au fost făcute, au fost făcute special ca să se meargă complementarea proiectului de la necesitățile pe care le au oamenii. Eu sunt foarte mulțumit de faptul că anume sectorul privat a reacționat foarte activ la acele provocări care au fost oferite de program, și anume prin proiectele care au fost depuse atât de firmele existente în regiune, oraș și regiune, de firmele care abia inițiază activitatea, și faptul că privații au fost foarte receptivi și au aplicat la aceste proiecte ne face să fim siguri că avem niște parteneri de nădejde aici în teritoriu, sectorul privat, la fel asociațiile, deci organizațiile neguvernamentale, la fel au fost foarte active, și ne dăm seama foarte bine că doar împreună, administrația publică locală, împreună cu sectorul privat, împreună cu reprezentanții, deci organizațiilor neguvernamentale, având aceleași sarcini, poate având metode diferite, dar putem să facem ca lucrurile să schimbe spre bine. Noi știm cine sunt prietenii noștri adevărați. Prietenii noștri adevărați sunt cei din Uniunea Europeană. Mulțumim foarte mult delegații Uniunii Europene de la Chișinău, mulțumim UNDP, mulțumim UNICEF pentru sprijinul acordat, și promitem că vom depune eforturi cât se poate de mari pentru ca acest proiect, atunci la finisarea lui, să fim mândri de lucru pe care l-am făcut și să fim gata să replicăm această experiență pe care o acumulăm noi aici la Ungheni, să fie replicată oriunde pe teritoriul Republicii Moldova. Mersi mult! Domnule primar, vă mulțumim. Ofer în continuare cuvântul lui Ginta Otas Baranauskas, șef adjunct al secției operațiuni în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Bună dimineața! Yes, good morning, everyone. Bună dimineața tuturor! Vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Excelențe, stimate domnule primar, parteneri de implementare și colegi. Este cu siguranță plăcerea mea să fiu alături de dumneavoastră, cu regret doar virtual, la acest for economic, ca parte din programul Regiuni Focale UE pentru Moldova. Astăzi vom celebra faptul că 28 de întreprinzători au fost selectați și care au putut să își dezvolte afacerea grație sprijinului din UE. 16 companii existente, 10 startup-uri și companii sociale care vor beneficia de un grant UE în valoare totală de 700.000 de euro, care reprezintă 14 milioane lei. Și această asistență împreună cu asistența tehnică va crește afacerilor și va spori numărul de locuri de muncă și va atrage atrage investiții în aceste regiuni. Și acest lucru demonstrează încă o dată faptul cum Uniunea Europeană este alături de cetățenii Republicii Moldova și mai mult în această perioadă plină de provocări. De fapt, locuitorii din Ungheni, la fel și zonele adiacente, sunt beneficiari în direcția acestui program, pentru că folosesc investițiile 22,8 milioane de euro, și acest sprijin este tangibil pentru a impulsiona dezvoltarea economică și a îmbunătăți mediul de afaceri cu obiectivul final de a crea mai multe locuri de muncă. În final, aș vrea să felicit câștigătorii, dar și primarul și comunitatea în general pentru implicarea foarte demonstrată în acest proiect. Regiunile focale UE tinde să îmbunătățească coeziunea socială prin Ungheni și Cahul, prin sprijinirea și încurajarea dezvoltării inteligente și ecologice. Și ideea acestei inițiative este să îmbunătățească standardul de viață și calitatea vieții a cetățenilor din cele două regiuni. Vreau să subliniez în special că acest program se axează pe principiile dezvoltării economice și sustenabilității. Cel mai important, cel mai impresionant este dezvoltarea economică durabilă. Din câte cunoașteți, Green Deal-ul economic este o nouă politică economică a UE-ului
în baza aplicării tehnologiilor ecologice și aplicarea diverselor principii, cum ar fi dezvoltarea cu emisiile de CO2 reduse și așa mai departe. Toate aceste economii vor fi cheltuite pentru investiții ecologice și teoria polilor de creștere, într-adevăr, este pentru a crea regiuni inteligente și ecologice. Și regiunile acestea locale reprezintă o agendă de transformare care, la nivel local, transpune Green Deal-ul. Și, de asemenea, în situația aceasta pandemică, trebuie să mergem înainte, să privim înainte. Și după această perioadă de situație de urgență, trebuie să ne pregătim pentru o redresare economică rapidă. Și eu aș zice redresare economică ecologică. Dacă reușim să transformăm această provocare COVID într-o oportunitate, noi vom putea să creăm societăți mai inclusive, mai reziliente pentru bunăstarea cetățenilor. Programul Regiuni Focale contribuie la redresarea ecologică, astfel încât să schimbe economia secolului 21. În această măsură și folosind acest prilej, aș vrea să mulțumesc PNUD și UNICEF pentru munca impresionantă în implementarea acestui program sau sub îndrumările strategice din partea delegației UE. Eu sunt convins cu adevărat că cu eforturi comune vom pune capăt pandemiei COVID, iar aceste regiuni vor fi un exemplu, un model pentru alte regiuni din Moldova. Vă doresc tuturor succese și vă doresc tuturor sănătate. Împreună suntem mai puternici. Mulțumesc mult! Domnule Baranauskas, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Doamnei Andreea Ciuziova, reprezentantă rezidentă adjunctă PNUD Moldova. Bună dimineața! Good morning and thank you very much. Bună dimineața și vă mulțumesc foarte mult, stimate domnule primar din Ungheni, domnule Gintautas, reprezentanți ai comunității de afaceri, distinși oaspeți și colegi. Îmi face deosebită plăcere să fiu alături de dumneavoastră aici la acest eveniment economic în Ungheni, care combină și ceremonia de acordare a premiilor sectorului privat și forului economic în cadrul programului UE, care este finanțat de UE și implementat de PNUD și UNICEF. Mă bucur că în pofida provocărilor datorate COVID sunt foarte mulți întreprinzători care doresc să-și continue să dezvolte afaceri sau să înceapă o afacere și mai mulți actori naționali, locali participă la crearea mediului cu patru lanțuri valorice importante care au fost identificate pentru a promova agenda economică în regiunea Ungheni. Este de o importanță majoră ca autoritățile locale și sectorul privat să coopereze ca să consolideze dezvoltarea economică, să creeze o viziune și o strategie de dezvoltare. Și în acest sens, pentru prima dată în Moldova, noi, cu sprijinul programului Regiuni Focale UE pentru Moldova, primele platforme de cooperare între autoritățile publice locale și mediul de afaceri au fost lansate în aceste două regiuni pentru a stimula dezvoltarea economică a regiunilor. Astăzi ne-am întrunit pentru a anunța și a celebra companiile din Ungheni care vor beneficia de granturi în anul 2021. Toate companiile acestea au lansat afaceri în agricultură, în creșterea diverselor culturi, în albinărit și în alte domenii. Și aceste domenii acoperă diverse servicii, bunuri și altele care sunt necesare și au creat peste 130 de locuri de muncă și au sporit atractivitatea regiunii pentru investiții noi. Programul de sprijin va include și mentorat, coaching și instruiri gratuite pentru a încuraja cultura antreprenorială. Și îmi permiteți să felicit acele companii selectate și să le doresc succese. Încurajăm ca comunitatea de afaceri din regiune să rămână pe fir și să aplice la următoarele anunțuri de granturi și
pentru că vor fi mai multe granturi care vor fi oferite în perioada 2020-2024, pentru că 1,7 milioane euro este bugetul pentru acest program de granturi și acest program urmează să contribuie la dezvoltarea economică sustenabilă din regiunea Ungheni și să activăm astfel încât să luăm în calcul principiile EU Green Deal, acelei aranjament verde sau Green Deal din UE. Mulțumim delegației UE în Moldova pentru contribuția generoasă și parteneriatul strategic pe care l-am creat pe parcursul anilor, care a permis implementarea unor proiecte atât de importante. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră, colegi și parteneri din ambele regiuni, dar astăzi ne vom axa pe Ungheni cu principalele reprezentanțe societății civile și mediului de afaceri pentru toată voința noastră de a lucra împreună astfel încât să se transforme întreaga regiune. Asigurați-vă că veți rămâne angajați, asigurați și să atingeți dezvoltarea sustenabilă, de a dezvolta economii vibrante și de a crea oportunități și de a îmbunătăți condițiile de trai în Moldova, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă. Vă mulțumesc pentru atenție și doresc tuturor un eveniment interesant și productiv. Mulțumim pentru suport și încurajare. Doamnelor și domnilor, în continuare, toți cei prezenți la Forumul Economic Regional Ungheni, care se desfășoară în regim online, dați-mi voie să declar deschisă ceremonia de înmânare a certificatelor de grant celor 14 câștigători ai concursului pentru sectorul de business din regiunea Ungheni. Cele 14 certificate se vor oferi pentru 3 categorii de afaceri: companii existente, startup-uri și antreprenoriat social. În acest sens, dați-mi voie să-l prezint pe domnul Alexandru Pelivan, manager al programului EU for Moldova Regiuni Cheie, care vă va oferi certificatele de grant. Domnul Alexandru, bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc, în primul rând. Eu am o sarcină mai ușoară și mai plăcută din punctul ăsta de vedere. Vă salut, doamnelor și domnilor, stimați reprezentanți a mediului de afaceri. În primul rând, sunt foarte bucuros să ne conectăm astăzi cu toți, în pofida tuturor problemelor, în pofida pandemiei, pentru un eveniment care combină două elemente. Unul, vorbim de forum economic regional și doi, vorbim de oferirea certificatelor de grant către sectorul privat. Și noi vrem să credem că contribuim prin astfel de evenimente la dezvoltarea economică a regiunii Ungheni. Regiunea Ungheni are un mare potențial de dezvoltare. Acest lucru a fost și este demonstrat de interesul sporit, a spune, față de apelul pe care l-am lansat noi în cadrul programului EU for Moldova Regiuni Cheie, finanțat și ghidat strategic de către Uniunea Europeană, unde am recepționat, doar pentru regiunea Ungheni, aș vrea să spun că am recepționat 70 de aplicații și nu ne-a fost atât de ușor să alegem doar 14 din ele. Vreau să subliniez încă o dată, doamna Ciuzeova a menționat faptul ăsta, asta a fost primul apel lansat în cadrul programului pentru antreprenori din ambele regiuni, dar anul curent vom lansa un nou apel și cu această ocazie vreau să îndemn toți care ne urmăresc să fie atenți la anunțurile care o să le facem noi, pentru că valoarea totală a asistenței oferite doar pentru sectorul privat, mă refer aici la asistența financiară, pe toți anii ăștia valorează 1,7 milioane de euro. Astăzi îmânăm certificatele pentru 14 beneficiari ai acestui program. Valoarea grantului este între 15 și 30 de mii. Acești beneficiari investesc în primul rând efort, resurse, dedicație în dezvoltarea economiei locale și tot un lucru foarte important, creează peste 130 de locuri de muncă, atrag investiții în
a regiunea Ungheni. Cu această ocazie, permiteți-mi să felicit toți câștigătorii, să le urăm mult succes în realizarea proiectelor propuse și acum haideți să vedem cine sunt beneficiarii de, pe fiecare categorie, pentru că avem, spuneam, avem categorie de companii existente, start-up-uri și inițiative de antreprenoriat social. Vă mulțumesc! Aș vrea să arăt, dacă e posibil, așa ceva, da? Nu știu dacă se vede bine. Aproape. Aproape. Da, și dumneavoastră dispăreți din când în când, dar se vede certificatul de grant de 30.000 de euro, confirm asta în numele tuturor. Ok. Mulțumim. Mulțumim, fiți alături de noi. Deci, să începem înmânarea cu prima categorie de grantiști, companii existente. Înainte de a povesti despre primul beneficiar, vreau să vă spun, colegii m-au servit cu un ceai foarte potrivit pentru acest moment și eu tare aș vrea aici o linguriță de miere din prisaca domnului Dumitru Miscu, cel care deține gospodăria țărănească Dumitru Miscu și este primul premiant în cadrul categoriei companii existente. Este din satul Valea Mare, raionul Ungheni și va primi un grant în valoare de 23.887 de euro. Gospodăria țărănească Dumitru Miscu, creată în 2016, are propriul pământ lângă localitatea Valea Mare și are o prisacă de 20 de familii de albine, precum și echipament apicol, iar activitatea principală a gospodăriei este practicarea apiculturii ecologice în stupina proprie și obținerea produselor apicole naturale și pure. Și vorbeam cu colegii înainte de asta, zic, unul dintre cele mai mari avantaje ale întâlnirii pe Zoom este faptul că oamenii pot intra în direct cu noi exact de la locul desfășurării faptei sau acțiunilor sau afacerii. Astfel încât, domnul Dumitru, vă salutăm. Bună ziua tuturor! Vă salut din încă mica mea prisacă. De ce anume prisaca am ales acest domeniu? Este că m-am condus de două principii sau două obiective majore cu care se confruntă omenirea. Și aici este vorba de păstrarea ecosistemei prin aportul pe care îl aduc albinele la polinizare și la mărirea roadelor pentru agricultori. Iar doi este, ținând cont de invadarea pieții, de fast food-uri, de produse semifabricate, am decis că este necesar de a practica această afacere. Nu zadar nutriționiștii recomandă produsele apicole pentru peste 50 de afecțiuni. Cu suportul acestui grant pe care l-am obținut și am o bucurie enormă pentru aceasta, vreau să mulțumesc în primul rând programului EU For Moldova Regiuni Cheie, Ungheni. Cu acest grant, acest număr de stupi se vor înmulți cu 4, care vor fi amplasați pe remorci, platforme apicole, care îmi vor oferi o mobilitate mult mai ușoară pentru a ajunge la locurile cu cules abundent. De asemenea, în același timp voi achiziționa și careva echipamente moderne pentru prelucrare și extragerea mierii. Motoul gospodăriei trănești pe care o reprezint este bucuria de a trăi sănătos și dulce. De aceea vă urez sănătate și să trăim bucuroși, dulce și sănătoși. O zi bună tuturor și felicitări celor care au recepționat împreună cu mine aceste resurse financiare și mulțumiri tuturor celor care au contribuit la efortul nostru de a obține acest grant. O zi bună tuturor! Mulțumim! Domnule Dumitru, nu plecați tare departe. Aș vrea să vă întreb, acum 5 ani când ați pornit prisaca, ați pornit-o din necesitate sau din dragoste?
Inițial a fost un hobby. Am început afacerea cu trei stupi, exact pentru familie și prieteni. Ulterior am văzut că este o posibilitate de a avea ceva beneficii proprii, dar și aduce beneficii pentru populație și am decis să mă extind ca să avem, să am, așa să zicem, o satisfacție pentru ceea ce fac. Mulțumim, Doamne ajută și albini harnice vă dorim în Prisaca. Mulțumesc tuturor, albinile întotdeauna sunt harnici. O zi bună! Ne bucurăm, o zi bună! Următorul beneficiar este vorba de domnul Nicolae Alcaz, care beneficiază de un grant în valoare de 30.000 de euro, proprietar al afacerii Biogumat SRL din municipiul Ungheni. Întreprinderea de producere a fertilizanților organici pe bază de biohumus a fost fondată în 2016. Compania dorește să creeze un laborator de cercetare și să ofere servicii de testare și analiza solului, precum și să extindă capacitatea de producere. În prezent, compania are relații de distribuție națională cu un lanț agricol și are un portofoliu de fermieri ce gestionează loturi de pământ de peste 1000 de hectare și asociații agricole. Domnule Nicolae, vă salutăm! Bună ziua la toți! Vreau să încep cu sincere mulțumiri aportului și încrederii acordate de către Uniunea Europeană prin delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, echipei PNUD și UNICEF. La fel, mulțumiri pentru suportul tehnic acordat de către Camera de Comerț și Industrie, care ne-a îndrumat și prin ajutorul acordat o să dezvoltăm un laborator performant care va spori capacitatea de producere și de fertilizare a terenurilor, la fel va diminua gradul de poluare prin suprafertilizare și în același timp laboratorul dat va crea condiții pentru efectuarea cercetărilor și inovărilor în domeniul agrochimic. Vor fi efectuate noi teste pentru a identifica noi produse pe care o să le putem produce la noi la fabrică și respectiv să ajungem cu soluții bune pentru agricultori și pentru mediul ambient, având produse ecologice, curate, atât pentru noi cât și pentru piața europeană. Domnule Nicolae, vă mulțumim, succes vă urăm în continuare. Următoarea beneficiară la aceeași categorie afaceri existente este vorba de doamna Elena Cojocaru. Deținătoarea gospodăriei țărănești Cojocaru Elena Constantin din satul Unțești, raionul Ungheni, beneficiară a unui grant în valoare de 26.261 de euro. Afacerea doamnei Elena este o întreprindere care a fost creată în 2017 cu scopul de a crește bovine și de a vinde lapte. În prezent, aceasta are 30 de bovine, ferma este echipată cu o sală de mulgere automatizată, secție de procesare, echipament tehnologic. Aceasta are un contract de colaborare de 2 ani cu compania de procesare a produselor lactate, Alba. Doamna Elena, bună dimineața, vă salutăm! Bună ziua la toți! Vreau să mulțumesc la finanțării Uniunii Europene și dumneavoastră la toți pentru acest ajutor. Acest utilaj ne va fi foarte mult de folos. Noi vom mări și afacerea noastră. Producție de lapte mai mult vom avea și acest utilaj ne va fi foarte mult de folos și ne va am emoții și de bucurie. Vă mulțumim la toți foarte mult. Și noi vă mulțumim, să știți că ne bucurăm și noi pentru succesul dumneavoastră. Sănătate dumneavoastră, sănătate membrilor fermei dumneavoastră, să avem parte și noi de lapte gustos și mult succes vă urăm. Mulțumim frumos! Sănătate!
Mulțumim. Următorul beneficiar este Dumitru Chitoraga. Gospodăria țărănească Dumitru Chitoraga din satul Năpădeni, raionul Ungheni, beneficiază de un grant în valoare de 26.300 de euro. Întreprinderea a fost creată în 2013, are o plantație de plante medicinale și aromatice, mentă, balsam de lămâie, gălbenele și romăniță. 60% din materia primă obținută este oferită companiei Viorica Cosmetic. Din 2018, compania a început producerea mestecurilor de plante sub numele propriu, Aroma Pădurilor. Îi puteți găsi pe aromapadurilor.md, care pot fi găsite, printre altele, în 70 de magazine din țară. 30% sunt exportate prin distribuitori pe piețele externe, cum ar fi Canada, Statele Unite, Italia, Rusia și Japonia. Domnule Dumitru, bună dimineața! Bună ziua, îi salut pe toți prin intermediul platformei dumneavoastră online, oficialități, finanțatori, în ultimul rând colegii de vreastă pe dumneavoastră. Am să fiu cât se poate de laconic, dar vreau să punctez următoarele. Deci, grație acestui fond, grație acestui grant, să știți că putem progresa cu altă viteză. Aroma Pădurilor, care a fost, așa cum ați menționat dumneavoastră, fondat în anul 2013 ca și afacere în localitatea Năpădeni, raionul Ungheni, a ajuns deja pe mesele mai multor consumatori, nu doar din țară, dar și din străinătate, iar și prin intermediul unor platforme și nu doar cele online. Grație acestui grant vom progresa cu altă viteză, vom crește și mai mult ca și credibilitate prin intermediul unor politici de marketing, de publicitate, prin asigurarea calității, asta este în primul rând, și în ultimul rând, prin sporirea capacității de producție, mă repet, datorită acestui fond. Acest grant ne oferă, în primul rând, mai multă stabilitate în dezvoltarea unor proiecte, mai multă încredere, de ce nu, în mai multe proiecte pe care vrem să le desfășurăm. În lipsa unor asemenea granturi, cu siguranță, business-ul mic și mijlociu ar fi mult mai dependent de anumite instrumente bancare de creditare, iar aceste afaceri ar deveni mult mai costisitoare, poate pe alocuri inexistente. De asemenea, vreau să sunt de fapt recunoscător pentru organizatori, pentru tot personalul care a asigurat din punct de vedere tehnic acest proces, vizibilitatea și transparența acestui proiect. Iar în încheiere aș vrea să menționez că a plăcut foarte mult ideea domnului Gentauskas Baranauskas, care menționa că această perioadă a pandemiei cumva este o provocare, iar noi ar trebui să scoatem partea pozitivă a lucrurilor. Vom încerca împreună cu dumneavoastră, bineînțeles, și prin intermediul acestui grant să scoatem în evidență, să fructificăm partea pozitivă, pentru că Aroma Pădurilor este un amestec plante naturist, un produs naturist, grație și faptului că a fost posibil un transfer tehnologic de calitate de la Institutul Genetic în colaborare cu Universitatea de Stat, Facultatea de Biologie, dar și alți profesori care sunt apreciați și în Marea Britanie și în Elveția, în întreaga lume. Eu vă mulțumesc foarte mult! Dumitru, și noi îți mulțumim, mult succes! Următorul beneficiar este vorba de Cristina Scutaru, partea afacerii Unfloria SRL din municipiul Ungheni, care va beneficia de un grant în valoare de 30.000 de euro. Activitatea de spălare și curățire ecologică a articolelor textile, iată cu ce se ocupă întreprinderea. Experiență de 10 ani în domeniul serviciilor de curățire, spălarea albiturilor, curățirea covoarelor, coaserea textilelor pentru casă, iar proiectul presupune extinderea companiei, trecând de la curățirea covoarelor cu pompe de presiune înaltă până la mașini de spălat automate moderne, elaborarea paginii web, investiție care va genera 4 locuri noi de muncă. Cristina, bună dimineața! Bună ziua tuturor! Sunt Cristina Scutaru și sunt administratoarea companiei Unfloria. Compania noastră are o existență de 10 ani în spălarea și curățarea produselor textile. Suntem acum în secția de spălare a lingeriei, după cum se vede, și se lucrează de zor pentru a duce la bun sfârșit toate comenzile primite. De fapt, compania noastră este împărțită în 4 sectoare de activitate. Este vorba de spălarea articolelor aduse de persoanele fizice, spălarea lingeriei de la instituțiile publice și anume de la 5 spitale, mai nou croitorie și curățarea covoarelor.
anume sectorul, dezvoltarea sectorului de spălare a covoarelor ne-a determinat să aplicăm la proiectul propus de Uniunea Europeană, deoarece la moment folosim o tehnologie mai învechită și nu putem ajunge și asigura calitatea dorită, dar datorită grantului oferit de Uniunea Europeană, noi vom putea procura o mașină automată de spălat covoarele, care ne va permite să angajăm 4 oameni, după cum ați spus, ne va permite să economisim apă, energie și de asemenea să oferim servicii de o calitate foarte, foarte bună. Vreau să mulțumesc Uniunii Europene și Camerei de Comerț și Industrie pentru posibilitatea de a participa la acest proiect și, desigur, pentru grantul oferit în valoare de 30.000 de euro. Într-adevăr, aveam nevoie de un ajutor pentru a continua să facem lucruri frumoase și calitative pentru clienții noștri și, de asemenea, pentru a continua să muncim aici, acasă. Mulțumesc încă o dată Uniunii Europene și îi suntem recunoscători pentru faptul că a fost și este partenerul și prietenul Republicii Moldova. Mulțumesc foarte mult! Mult succes! Ar fi o frumoasă mișcare de cross-promotion acolo la Ungheni. Cineva produce covoare, cineva le spală. Deci totul rămâne, banii rămân în raion. E minunat! Felicitări! Următoarea beneficiară e Radmila Diaconu, gospodăria țărănească Diaconu Mihail, din satul Manoileștri, raionul Ungheni, beneficiara unui grant în valoare de 28.929 de euro. Această gospodărie a fost creată în 2003, gestionează 639 hectare de pământ agricol, inclusiv 52 de hectare de pământ propriu. Gospodăria gestionează un spectru larg de activități, cum ar fi cultivarea și vânzarea cerealelor, legumelor, serviciilor de mărărit și extragerea uleiului din semințe de floarea soarelui. Proiectul actual se referă la extinderea afacerii prin producerea pâinii și a produselor de patiserie. Radmila, bună dimineața! Bună dimineața! Vă salut pe toți călduros! Doresc succese mari în continuare, dar în primul rând vreau să mulțumesc Uniunii Europene pentru că ne-a oferit această grandioasă șansă de a participa la acest proiect. Noi promitem că în continuare vom depune foarte mult efort să ducem acest proiect la sfârșit. Cuptorul bunicii va produce cel mai calitativă și cea mai ecologică pâine și plăcințele. Mirosul plăcintelor și a pâinii va fi răspândit și la Chișinău. Vă mulțumesc din suflet! Da, mulțumim și noi, felicitări! Nu știu cum stau cei 83 de participanți la acest eveniment cu foamea în acest moment, astfel încât v-aș recomanda să nu insistați pe mirosuri gustoase și descrieri apetisante. Ne oprim aici. Bine. Mulțumim și felicitări! Mulțumesc mult! Noi mergem mai departe. Următorul beneficiar este Edvard Bulgac, Faunus Prim SRL din satul Bușila, raionul Ungheni, beneficiar a unui grant în valoare de 30.000 de euro. Compania cultivă cereale și legume din 2000. După seceta din 2020 se planifică diversificarea prin irigarea 32 de hectare, ce vor fi plantate cu pepene verde, varză, ceapă, morcov și sfeclă. Proiectul se referă la procurarea unui sistem de irigare prin stropire, presă de balotat, dispozitiv de morărit. Investiția va genera 25 de locuri de muncă sezonieră. Domnule Bulgac, bună dimineața! Bună dimineața! Felicitări, stimați colegi, cu evenimentele de astăzi. Stimați domnul, de astea evenimente să avem paides în Republică și în țară. Aș vrea să ne exprim mulțumire Uniunii Europene pentru susținerea producătorilor autohtoni și îmbunătățirea serviciilor prestate, în special domnul Mihalco, reprezentanților tuturor proiectelor implicate în organizarea evenimentului dat.
Aș vrea să asigur că investițiile și ajutorul acordat va fi îndreptat conform destinației și încep pot confirma faptul că va duce la îmbunătățirea situației economice atât în întreprinderile din teritoriu, cât și în regiune și în genere pe țară. Mulțumim mult încă o dată și sperăm la o colaborare și pe viitor. Vă urăm mult succes! Și ultimul beneficiar în categoria companii existente este vorba de Marina Kladikov, compania Colmi Rand SRL din satul Costuleni, raionul Ungheni, va beneficia de un grant în valoare de 14.547 de euro. Compania creată în 2003 produce diverse produse tradiționale de patiserie și gestionează o sală de evenimente. Anul 2020 a transferat accentul companiei pe dezvoltarea departamentului de producere și marketingul produselor tradiționale. Doamna Kladikov, bună dimineața! Bună ziua la toți! Deja de mulți ani, în calitate de cetățeni ai Republicii Moldova, știm că beneficiem de foarte multe ajutoare din partea Uniunii Europene, ce ține de drumuri, spitale, grădinițe și pentru asta le mulțumim enorm și este un suport foarte important pentru noi. Eu am auzit de programul EU4 Moldova, care pune accent pe dezvoltarea regională și am hotărât să particip la acest concurs, fiindcă am avut încredere în propriile forțe, dar și în afacerea care o dezvoltăm. Reveniți de peste hotare, am hotărât să facem o afacere aici la noi acasă și să promovăm produsele tradiționale. Treptat am cucerit consumatorii noștri, iar afacerea noastră a fost una de succes și sper să fie un exemplu bun și pentru cei 4 copii ai noștri. Cu ajutorul primit din partea proiectului, vom crește în dezvoltarea produselor care le facem, iar utilajul achiziționat ne va ajuta să facem un volum mai mare de produse, să deschidem locuri de muncă și să creștem la calitatea produselor. Și sperăm că la finele anului 2021 să ajungem cu produsele noastre în rețelele de supermarket. Mulțumim foarte mult și Camerii de Comerț că ne-au primit aici și ne-au susținut și mulțumim încă o dată Uniunii Europene. Și noi vă mulțumim. Felicitări! Mulțumim! Următoarea beneficiară este Veronica Plăcintă, proprietara companiei Veroterra SRL din satul Floreni, raionul Ungheni, beneficiara unui grant în valoare de 25.000 de euro. Veroterra SRL este o afacere de procesare prin deshidratare și ambalare a fructelor, legumelor și zarzavaturilor ambalate în pungi ecologice. Proiectul include dotarea unei încăperi de uscare prin deshidratare, panouri fotovoltaice și un cazan pe bază de biomasă. Pentru a ajunge la mai mulți clienți și a vinde mai multe produse finite, compania va dezvolta serviciul său de livrare prin magazinele online și va genera 8 locuri noi de muncă. Veronica, bună dimineața dacă sunteți, dacă nu, din câte știu, este tatăl alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Din păcate, Veronica nu a avut posibilitatea să participe la acest eveniment. Vă mulțumesc mult că ne-ați permis să o reprezint. Sunt tatăl ei, mă numesc Anatol Plăcintă. În primul rând vreau să vă mulțumesc din numele lui Veronica pentru tuturor care au avut aportul la acest proiect. Eu, EU4 Moldova, într-un fel sau altul, care au contribuit și vreau să vă spun că suntem recunoscători. Adică o reprezint ceea ce mi-a transmis Veronica. Este recunoscătoare și entuziasmată că a avut posibilitatea să primească acest suport destul de esențial din partea Uniunii Europene. Ea este dispusă și eu o cunosc bine pe ea că așa și va fi, este dispusă să asigure și să respecte toate condițiile acestui proiect, care constă în achiziția unui utilaj pentru, cum a spus și ați menționat și dumneavoastră, pentru conservarea fructelor prin deshidratare, adică prin uscare, sau am selectat partenerii care ne vor livra utilajul
care consider, după câte am înțeles, că este destul de eficient, modern. Și ne rămâne să mulțumim tuturor încă o dată pentru ce au făcut. Nu e puțin important ceea ce vreau să vă spun, că anume una din avantaje este că tineretul nostru, destul de bun și cu un potențial mare, nu va emigra și va rămâne la noi în țară. Și eu, ca bunel, nu o să mă duc în Franța sau în Portugalia la nepoți să-i văd, dar o să fie la noi în țară și o să fie mai ușor și mai vesel. Ce pot să mai spun? Unde va fi amplasat această producere, dispune de toată infrastructura, este energie electrică, apă, pentru producere nu este o problemă cu forța de muncă. Cam asta am vrut să menționez, poate ar trebui să spun mai multe, dar nu vreau să vă rețin. Încă o dată vă mulțumesc la toți pentru tot ce, pentru acest proiect și încă o dată scuze din partea lui Veronica că nu au avut posibilitatea să participe. Noi vă mulțumim, vă urăm mult succes. Probabil, doamnelor și domnilor, ați observat ce cu companiile existente sunt la locul de muncă și au pus afacerea pe roate, dar noi ușor am trecut la categoria startup. Bănuiesc că Veronica nu a putut fi prezentă pentru că se ocupă de începuturi. Iată ce presupune un startup până îl aranjezi așa cum se cuvine. Domnule Anatol, mulțumim pentru intervenție în locul Veronicei. Continuăm cu beneficiarii categoriei startup. Următoarea beneficiară este Cristina Lupu, proprietara afacerii Super Luluța SRL din municipiul Ungheni. Va beneficia de un grant în valoare de 18.367 de euro. Super Luluța SRL, fondată în 2019, are experiență de producere a jucăriilor și accesoriilor, cum ar fi rucsacuri și genți. Deține un magazin și un atelier de lucru. Ideea de startup este producerea jucăriilor moi din materiale naturale. Cristina, bună dimineața! Bună dimineața! Mă numesc Lupu Cristina, sunt fondatoarea afacerii Bubulino, o afacere în care se creează jucării moi din textile naturale, cu detalii lucrate manual și cu detalii realizate atent pentru copiii mici. Mulțumesc, vreau să încep discursul meu prin a mulțumi finanțatorilor și reprezentanților Camerei de Comerț pentru suportul acordat și pentru promovarea astfelor de proiecte. Cea mai mare investiție în urma finanțării va consta într-o mașină de umplut jucăriile cu fir siliconat și cu puf natural, ceea ce va îmbunătăți considerabil aspectul jucăriei, în primul rând, calitatea acesteia, va spori productivitatea și, în ultimul rând, ne va oferi posibilitatea să creăm și alte produse, să ne lărgim spectrul de produse pe care noi le realizăm în acest atelier. Știu că suntem în limită de timp, de asta vreau să mulțumesc finanțatorilor încă o dată pentru faptul că investesc în afacerile din Republica Moldova și în special în tinerii antreprenori care vor să pună pe roate o afacere aici acasă, în Moldova, și să le exprim recunoștința pentru faptul că au contribuit la visul meu de a crea jucării calitative pentru copiii din Republica Moldova și nu doar, pentru a oferi jucării bune pentru generații, pentru a fi transmise din generație în generație, și sper ca să ne auzim de bine, să avem succes în continuare și să ne auzim la anul cu noi realizări în urma implementării acestor proiecte. Cristina, mulțumim, mult succes! Mulțumesc mult!
Următoarea beneficiară la categoria Startup este Galina Tolocica. Galina Tolocica din municipiul Ungheni va beneficia de un grant în valoare de 19.591 de euro. Galina va fi atât fondatoare cât și administratoare a companiei nou create, care se va ocupa de producerea și ambalarea mierii de tei, salcâm, în recipiente de sticlă. Dânsa este proprietară de pământ și are o gospodărie de stud cu 10 familii de albine. Galina, vă salutăm, bună dimineața! Здравствуйте, приветствую организаторов проекта, коллег, приглашенных. Основной целью нашего проекта, участия в этом проекте, есть получение финансовой помощи для производства, для предпринимательской деятельности, для производства меда и продуктов пчеловодства. Мы планируем использовать наши средства на закупку ульев и пчелопакетов, расширение производства меда и закупку высокопроизводственного оборудования для экстракции и посолки меда. Мы также планируем закупить и установить наш фирменный павильон, что позволит нам выйти на онлайн-торговлю и раскручивать нашего развитие собственного бренда «Апиченсер Стеллер». Также мы планируем организацию производства экологического чистого продукта под собственным брендом, его фасовки и производство через производство маленькую тару. И также для онлайн-торговли. Для этого была сделана пробная страница на сайте. В дальнейшем мы будем дополнять ее нашей информацией и платежными системами. Таким образом, данный проект положительно скажется на развитии нашего региона в целом, обеспечить рабочими местами на селе от 4 до 8 человек. Это начальные, в основном женщины будут. В дальнейшем мы будем расширять наше производство, и будущая компания будет ориентирована на построение максимально самодостаточного натурального хозяйства за этим циклом и минимальными отходами от производства. Это увеличит, это экологически чистый вид бизнеса, который благоприятно будет влиять на окружающую среду, способствует развитию сельской деятельности нашего региона. Благодарю организаторов за возможность участия в данном проекте и одобрение нашего проекта. Своей поддержкой вы вносите неоценимый вклад в развитие сельского хозяйства Молдовы, повышение его эффективности на местных производителей, сохранению традиций и рабочих мест на селе. Пусть эти слова благодарности будут награды за то, что вы делаете такое благоприятное дело, и это позволяет добиться того, что наша Молдова будет выходить на международный уровень, показывать свои, предоставлять свои товары, и мы сможем зарекомендовать себя как с хорошим качеством экологически чистых товаров. Поздравляю всех коллег и спасибо большое за внимание. Галина, мулцумим и феличитер. Спасибо. Următoarea beneficiară la categoria Startup este Liliana Starciuc, proprietara afacerii Lili Art SRL din municipiul Ungheni. Va beneficia de un grant în valoare de 25.000 de euro. Lili Art SRL are ideea de a crea un atelier de croitorie și broderie computerizată care va oferi servicii de producere a hainelor cu broderie computerizată, mai ales în stil tradițional. Liliana, bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Sunt foarte bucuroasă, nici nu am cuvinte și emoțiile mă copleșesc că sunt câștigătoare acestui grant. Sunt foarte mulțumită. Atelierul nostru, crearea acestui atelier a venit din dragoste față de frumos și tradiție. Vom crea produse și servicii de o calitate superioară, cămași, costume populare, după cum dumneavoastră ați menționat. Sunt lucrări care vor trăi chiar sute de ani,
vor fi păstrate cu sfințenie și transmise urmașilor de către clienții noștri. Noi sperăm că va fi așa și nu altfel. Atelierul nostru va fi totodată și atrăgător pentru turiști, pentru diasporă, pentru toți clienții noștri vom lucra cu sinceritate, cu dărzenie, cu îndrăzneală, vom face designe frumoase, interesante împreună cu clienții noștri. Vom îmbrăca nu doar trupul, dar și sufletul oamenilor prin ceea ce vom crea noi. Cu siguranță acest suport este foarte binevenit pentru noi, pentru Lily Art. Este într-un timp, o vreme foarte grea și este foarte binevenit. Doresc să-mi exprim mulțumirea pentru tot ce faceți pentru noi, mulțumim Uniunii Europene, tuturor celor implicați în acest proiect, pentru suport, încredere, încurajare, pentru tot sprijinul și tot timpul care a fost acordat nouă. Vă asigurăm că eforturile noastre vor fi pe măsură și vom uimi pe toți clienții noștri cu lucrări inedite, autentice, unice, cu un design inovativ. Acest proiect vine ca ajutor pentru noi pentru a procura utilaje și programe de design cu tehnologii performante noi de ultima generație care ne vor ajuta la creșterea productivității. Noi vom crea 4 locuri de muncă pentru primul an de activitate, apoi următorul an vrem să ne lărgim atelierul, să construim chiar un spațiu mult mai mare, pentru că suntem la început de cale, dar testând această afacere, deja am văzut că avem foarte mulți doritori de a purta hainele noastre tradiționale moldovenești. Mult respect și admirație tuturor, emoțiile mă copleșesc, sunt atât de bucuroasă, nici nu vă imaginați. La vârsta mea încep o afacere nouă, ceea ce am avut până acum am transmis copiilor ca să nu plece peste hotare, i-am oprit din drum, nu știu, cred, sper că nu vor regreta. Voi pune umărul ca să-i ajut să rămână aici acasă în continuare, să ne fie alături și nepoții și copii. Vă așteptăm în vizită la noi la atelier, pe toți. Mulțumim! Doresc multă sănătate, bucurie, bunăstare, succes tuturor. Să vă păzească Bunul Dumnezeu de toate cele rele și în aceste timpuri foarte grele pentru umanitate. Vă mulțumim din suflet pentru tot suportul tuturor. Mulțumim și noi vă urăm să faceți un geniul mai frumos împreună cu familia dumneavoastră. Succes! Mulțumim din suflet! Mulțumim! Și ultimul beneficiar al categoriei Startup este Romina Romanița Dari, proprietara afacerii HipoBio SRL din municipiul Ungheni, care va beneficia de un grant în valoare de 25.000 de euro. Producerea uleiurilor naturale din cătină este activitatea de bază a întreprinderii. Compania a fost fondată în iunie 2020. Fondatorul a învățat peste hotare în domeniul dat și s-a reîntors în țară. Procesarea pomușoarelor și producerea sucului natural, producerea uleiului prin înmuierea pomușoarelor, pomușoare de cătină, aronia și afine. Iată câteva cuvinte despre afacerea Rominei Romanița, pe care o salutăm. Bună dimineața! Bună dimineața! Stimați reprezentanți ai Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltarea în Republica Moldova, reprezentanți ai Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, stimate delegat al Uniunii Europene, stimați domni și doamne,
Sunt foarte onorată și mândră că particip astăzi la acest eveniment important în cadrul programului EU for Moldova, unde societatea noastră, HipoBio, a fost selectată în cadrul acestui program ca una din câștigătoare asistenței financiare în formă de grant în valoare de 25.000 de euro. Acest program de granturi va oferi suport considerabil companiei noastre pentru a procura un utilaj performant de producere și procesare a sucului de, și uleiului din cătină, care este aurul lichid pentru sănătatea noastră. Cred și sunt convinsă că această inițiativă, susținere financiară, vine să creeze oportunități pentru noi locuri de muncă și dezvoltare economică pentru a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor din regiunea Ungheni și a întregii țări a Republicii Moldova. În final, vreau să mulțumesc încă o dată donatorilor Uniunii Europene pentru că oferă asistență pentru dezvoltarea regiunii Ungheni și, desigur, afacerii noastre. Îmi doresc ca acest grant de care vom beneficia la construcția liniei de procesare și producere să se transforme în cel mai apropiat timp într-o mare realizare pentru compania noastră, regiunii și, desigur, a întregii țări, care va duce locuri de muncă, rezultate frumoase și va deveni o afacere de succes. Felicitări tuturor câștigătorilor! Vă mulțumesc! Romina Românița, și noi îți mulțumim, felicitări și succes în continuare. Mulțumim. Ultima categorie de beneficiari este vorba de categoria antreprenoriat social și aici o salutăm pe Angela Ciocărlan, cea care este fondatoarea Asociației Obștești Făclie din municipiul Ungheni, care va beneficia de un grant în valoare de 20.000 de euro. Organizația non-guvernamentală pentru copii și tineri Făclii a fost fondată în 2003 cu scopul de a implementa programe și proiecte axate pe contribuția la îmbunătățirea situației sociale și economice a tinerilor prin abilitarea lor economică și a societății civile. Ce prevede afacerea socială propusă aflăm de la Angela Ciocărlan, pe care o salutăm. Bună dimineața! Bună dimineața, de fapt bună ziua tuturor, stimați oficiali, stimați antreprenori, stimați reprezentanți ai Uniunii Europene. Țin să vă salut și eu din oficiul Asociației Făclia, să-mi exprim bucuria și aprecierea faptului că Asociația Făclia a fost selectată în calitate de beneficiar a acestui program minunat, dar la categoria antreprenoriat social. De fapt, un concept mai nou pentru Republica Moldova, un vis al asociației noastre, care de fapt a fost focusat pe, cu atenție sporită pe categoriile vulnerabile, pe acele categorii care au nevoie de incluziune și au nevoie de suport. Cu adevărat, asociația noastră are experiență de mai mulți ani în regiunea Mungheni, pilotând și dezvoltând mai multe programe pentru tineri, am observat niște provocări esențiale care sunt legate de angajarea în câmpul muncii, de formare profesională, pe de o parte, pe de altă parte, angajare durabilă. Și gândindu-ne împreună cu echipa noastră care ar fi soluția, ne-am gândit să inițiem o afacere socială. De fapt, întreprinderea socială va fi prima în regiunea noastră și este axată pe promovarea tradițiilor în domeniul gastronomiei. Vom identifica acele bucate gustoase, de fapt, care cumva sunt încă în ascunsuri, găsindu-le toate temeiurile de a le scoate la suprafață. Pe de o parte, vom amenaja o bucătărie gastronomică, o bucătărie rustică, mobilă, care va promova aceste bucate. Vom merge într-un lanț conex, formare profesională, educație pentru tânăra generație prin masterclass-uri, și, desigur, evenimente majore care sperăm, în ciuda și în pofida acestor timpuri, să le organizăm în aer liber. Să nu uităm că regiunea Ungheni suntem la frontieră și ne dorim ca prin această afacere socială pe care vom iniția-o grație acestui program, să invităm cât mai mulți
să zic, persoane de peste Prut sau persoane din alte localități, care alte țări, de ce nu, să cunoască despre tradițiile și bucătăria frumoasă din regiunea și gustoasă din regiunea Ungheni. Vreau să menționez încă un moment esențial, că întreprinderile sociale cu adevărat sunt un concept nou pentru Republica Moldova, dar ele sunt axate și au accentul pe oameni, pe creșterea încrederii între oameni. Și ea nu este cu nimic mai puțin importantă decât o afacere clasică. Ea tot poate aduce beneficii. Ce este important pentru noi? Să avem parteneri locali de cu înțelegere majoră, mă refer la autorități publice, la oameni de afaceri și, desigur, suportul partenerilor de dezvoltare. Țin să menționez că Asociația Păplia implementează mai multe programe și zic, grație acestor suportului oferit de către Uniunea Europeană, este crucial pentru, atât pentru organizațiile societății civile, cât și pentru mediul de afaceri. Mulțumesc foarte mult reprezentanților PNUD-ului, UNICEF, Camerei de Comerț și Industrie, tuturor celor care și-au unit eforturile și ne împuternicesc pe noi, cei din regiune, să contribuim la dezvoltarea economică. Noi dorim să avem o viață calitativă acasă, să avem aici valori, iar gastronomia și evenimentele gastronomice ne vor aduce un prilej în plus, să ne întâlnim la Ungheni într-o ambianță prietenoasă și într-o ambianță, să zic, frumoasă împreună. Eu vă mulțumesc tuturor pentru această încredere și încă o dată zic să ne bucurăm împreună de succese frumoase. Mulțumesc! Doamnă Ciocârlan, și noi vă mulțumim. Felicitări tuturor celor care beneficiază de granturi. Mulțumim participanților prezenți la această ceremonie online. Vă dorim succes în continuare în tot ceea ce faceți. Multă încredere și perseverență. Și acum, doamnelor și domnilor, luăm o extrem de scurtă pauză, atât cât ați lua un gât de apă, ceai sau cafea sau o linguriță de miere, de exemplu. După care vă recomandăm să rămâneți alături de noi pentru Forumul Economic Regional Ungheni. Între timp, încă o dată vrem să ne asigurăm că aveți camerele permanent deschise și microfoanele permanent închise, cu excepția cazurilor în care aveți cuvântul pentru discursuri. Așadar, 30 de secunde pauză. Mulțumim, revenim foarte curând. Am lăsat mai mult de 30 de secunde pentru două gâturi de temir ce. Cine a spus că doar toamna se numără bobocii, n-a știut că noi primăvara de vreme avem un forum economic regional aici la Ungheni și vrem să ne asigurăm că sunteți cu toții conectați, reconectați, reveniți și suntem ochi și urechi. Așadar,
Stimați invitați și antreprenori din regiunea Ungheni, bine v-am găsit la Forumul Economic Regional Ungheni. Regiunea cheie Ungheni are competitive economice și un potențial sporit de dezvoltare economică locală și în particular a afacerilor care nu este valorificat pe deplin. În perioada iulie-decembrie 2020, cu suportul programului EU for Moldova Regiuni Cheie, a fost derulat un amplu exercițiu participativ de identificare acestor avantaje competitive și a acțiunilor pe termen scurt și mediu, ce vizează impulsionarea activității economice în regiune. Forumul Economic Regional Ungheni va pune în discuție rezultatele acestui exercițiu și va prezenta potențialul economic și investițional al regiunii. 4 lanțuri valorice fac regiunea Ungheni distinctă pe piața economică regională, națională și internațională. Care sunt acestea? Vom afla împreună la forum. Dați-mi voie să vi prezint pe invitați și să le oferim câte un cuvânt oficial în deschiderea evenimentului de astăzi. Așadar, invitații în deschidere sunt domnul Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni, domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, România, doamna Mariana Rufa, directoarea executivă a Asociației Businessului European și domnul Vasile Lupu, vicepreședintele Raionului Ungheni. Domnule Ambros, vă resalutăm în deschiderea forumului. Da, bună ziua tuturor. Deci suntem într-o ușoară depășire de timp, dacă suntem foarte atenți la agenda, de ce chiar trebuie să fim foarte laconici, exact în ceea ce spunem. Eu vreau foarte scurt să felicit tot cei 14 reprezentanți a business-ului privat, așa și a organizației, deci reprezentantul asociației, deci ONG-ului, pentru faptul că ați depus efort și ați reușit. Este, deci, a fost un concurs foarte și foarte dur, un concurs unde 5 reprezentanți au pretins la un loc pentru grant și dumneavoastră ați reușit. Este meritul dumneavoastră, în majoritate vă cunosc pe toți, sunt absolut fericit și mândru pentru dumneavoastră, pentru că aceste investiții vor veni aici, la noi, în municipiul Ungheni, în regiunea noastră și cu sigur că vor contribui la dezvoltarea economică, deci, a municipiului și regiunii în întregime. Dacă e să vorbim la potențialul economic și investițional al regiunii, aici la noi la Ungheni, nu putem să nu punem accentul pe existența zonei economice libere. Deci zona economică liberă, fosta zonă industrială a orașului, deci acum la moment reprezintă deci, un spațiu unde s-au dezvoltat afaceri care au fost tradiționale, așa, până la deschiderea zonei economice libere, dar nu numai. Eu cred că cea mai mare oportunitate pentru investitori, anume în municipiul și regiunea Ungheni, este aceea că aici la Ungheni sunt deschise porțile pentru investitorii de foarte multe categorii, pentru cei care își propun foarte multe țeluri să le realizeze. De ce zic lucrul ăsta? Pentru că atunci când un investitor vrea să investească în Moldova și vrea să lucreze într-un regim special, în momentul în care are piața de desfacere peste hotare, deci o poate face în zona economică liberă, deci pentru că sunt niște facilități care sunt foarte prielnice pentru cei care exportă în afara, deci în Moldovei, pentru cei care vor să lucreze pe piața internă. Deci avem posibilități inclusiv în zonă, dar și în afara zonei, iar politica zonelor economice libere care este dezvoltată în Republica Moldova, că există posibilitatea de a oferi titlul de subzonă, asta înseamnă că orice teritoriu din municipiul Ungheni sau din regiunea Ungheni care își dorește să desfășoare o activitate poate primi și statutul de subzonă. Aceasta este posibil, este absolut posibil. De ce? Investitorii din toate categoriile pot să primească, deci, unde verde pentru desfășurarea activității de business aici la noi în Ungheni. Dacă e să vorbim despre direcțiile, deci, tradiționale, normal că nu putem să nu spunem că una din direcțiile de investiții sunt covoarele, producerea de covoare. Deci fabrica de covoare din Ungheni este una din cele mai mari fabrici din Europa. Normal că lucrul ăsta a făcut ca aici să se dezvolte, deci, acest domeniu, să apară oameni care să învețe să facă, deci, covoare, să crească o întreagă pleiadă de specialiști.
Desigur că ăsta este un domeniu care cu siguranță va avea viitor, se va dezvolta de acum înainte. O ramură mai nouă, cum este producerea de mobilă, dar este o ramură care a apărut deci, inclusiv în zona economică liberă, un gen business. Deci este una care se dezvoltă foarte, foarte bine și ea poate fi dezvoltată atât în zona economică liberă, cât și în afara zonei economice libere. O ramură foarte importantă și cu perspectivă foarte mare este turismul. Deci și la Ungheni este posibil dezvoltat acest domeniu. Și faptul că la 21 februarie, de Ziua Mondială a Ghizilor, deci 120 de ghizi, inclusiv translatori din Republica Moldova, au avut o ședință comună și au avut un tur prin municipiul Ungheni, spune despre aceea că regiunea noastră reprezintă potențial de interes pentru dezvoltarea turismului. Vreau să menționez că ceea ce urmează să facem noi de acum înainte este să facem o punte foarte clară între deci în zona rurală și zona urbană, de aceea producătorii de produse agricole, în special producătorii de pomușoare, producătorii de căpșune, unul din lanțurile valorice care va fi dezvoltat deci și va fi prezentat de acum înainte, la fel poate fi deci unul de mare perspectivă și în general vreau să spun că faptul că în municipiul Ungheni nu-i voi da numele, dar voi spune că unul din reprezentanții unui lanț de hipermarketuri, deci de talie mondială, a decis să facă investiția aici la noi, la Ungheni. Lucrul ăsta nu trebuie să ne sperie, lucrul ăsta trebuie să ne mobilizeze și pentru producătorii agricoli, producătorii de produse, nu doar numai agricole, trebuie să fie un semnal că trebuie să ne reorganizăm producerea, trebuie să ne reorganizăm deci, însăși gândirea în ceea ce producem noi pentru a intra în standardele deci, europene. Aici, la noi, acasă, deja cel care produce ceva poate nu are nevoie să exporte, dar ar putea să prezinte aici, la noi, în aceste lanțuri care de hipermarketuri, unde ar putea să-și realizeze producția proprie. Orașul Ungheni este gata să devină cu adevărat pol de creștere. Noi suntem gata să fim de centru acestei regiuni cheie. Ne propunem să dăm o mână de ajutor și să prestăm servicii intercomunitare într-o rază cât se poate de mare, că doar așa putem face ca regiunea în întregime să se dezvolte cât mai dinamic. Domnule Ambros, vă mulțumim. Alături de noi este și primarul municipiului Cluj-Napoca din România, domnul Emil Boc. Vă salutăm. Domnule primar, dragi colegi, în primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a mă adresa dumneavoastră astăzi cu prilejul Forumului Economic Regional Ungheni. Este întotdeauna o mare bucurie să dăm curs invitațiilor venite din partea orașului înfrățit Ungheni, acum fie și prin intermediul tehnologiei. Ducem dorul întâlnirilor pe care le-am avut față în față, dar sunt convins că nu departe va fi momentul, domnule primar, dragi colegi, până când ne vom vedea din nou împreună și vom continua proiectele noastre comune. Până atunci, avem acest canal al tehnologiei pentru a putea să ne transmite mesajele. Cluj-Napoca înseamnă talente, toleranță, tehnologie, încredere, totul într-o manieră inclusivă. Viitorul Clujului este în prezent analizat în cadrul strategiei integrate de dezvoltare urbană, iar colaborarea dintre autoritățile publice locale, sectorul privat, universități, sectorul guvernamental și cetățeni reprezintă cheia prezentului și a viitorului Clujului. Dacă vom consulta experții, ne vom asculta împreună cu societatea civilă și vom lua decizii într-o manieră de tip ecosistem și nu egosistem, atunci orașele noastre, întreaga Europa, va avea un viitor, spunem noi, mai bun pentru noi și pentru copiii noștri. Viziunea pe care dorim să o părtășim astăzi cu dumneavoastră se referă la tineri. Tinerii reprezintă de departe cea mai importantă resursă pe care noi o avem și cu care putem fi competitivi la nivel european. Ce putem face să deținem tinerii acasă sau să-i aducem de unde au plecat? Pentru asta avem nevoie de educație de calitate, avem nevoie de locuri de muncă bine plătite, avem nevoie de o guvernare participativă, de sprijinirea mediului de afaceri, de sprijin pentru sectorul cultural,
pentru sport, pentru investiții, pentru orașe vezi nepoluante, pentru ceea ce se numește într-o singură frază, calitatea vieții. Prin aceste două lucruri, slujbe bine plătite și calitatea vieții, vom avea acasă cea mai importantă resursă, repet, pe care orașele și țările noastre o au. Republica Moldova reprezintă principalul beneficiar de asistență pentru dezvoltare de tip bilateral acordate de România. Și este firesc să fie așa. În aceste condiții, să fim mereu alături unii de alții, să învățăm unii de la alții. Vă doresc mult succes, vă aștept cu mare drag să reveniți la Cluj, sperăm să ne revedem curând și în Republica Moldova și să continuăm drumul împreună al colaborării între orașele noastre, Cluj-Ungheni, așa cum România și Moldova merg în continuare pe același drum. Vă mulțumesc frumos, mult succes tuturor! Emil Bog, vă mulțumim pentru prezența la forum. O salutăm și pe doamna Mariana Rufa, directoarea executivă a Asociației Businessului European. Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Este o deosebită onoare să fi următorul vorbitor după domnul Emil Bog, care de fapt nu este doar un oficial, este o persoană care are o notorietate maximă și în Republica Moldova pentru că a reușit să facă din acest oraș minunat al României, din orașul Cluj, o adevărată capitală, un adevărat pol, hub de atragere a investitorilor. Și în acest sens, Clujul pentru noi, pentru Republica Moldova, pentru dezvoltare regională, pentru Chișinău este un exemplu, este o referință. Și de asemenea aș vrea să menționez implicarea și colaborarea absolut excepțională pe care am atestat-o personal în România la nivel de municipiu Cluj cu tot ce înseamnă comunitatea de afaceri, cu tot ce înseamnă suportul pentru tineri. În această ordine de idei aș vrea să salut în numele Asociației Businessului European toți colegii și să felicit toți beneficiarii acestor granturi care le vor permite să-și dezvolte afacerea prin tehnologii, prin investiții durabile, ceea ce înseamnă că și atunci când se va finisa acest proiect absolut minunat, finanțat de Uniunea Europeană, aceste afaceri vor rămâne viabile și nu vor avea altceva decât să se dezvolte în continuare. De asemenea, aș vrea să menționez, să continui, de fapt, gândul domnului Ambros, referitor la tot ce înseamnă investiții în regiuni și acest investitor, Kaufland, care a venit și în Ungheni, îi voi menționa numele pentru că este membrul IEBA și este în bordul IEBA, deci eu am dreptul să o fac și o spun cu cea mai mare mândrie, din motiv că am susținut dezvoltarea acestei investiții în Republica Moldova și dacă tot vorbim despre dezvoltarea lanțului valoric și susținerea producătorilor, este absolut imperativ să legăm aceste două momente și anume decernarea acestor beneficiari de granturi care se vor dezvolta și de asemenea odată cu achiziția acestor echipamente și investiții pe care o să le facă pe parcurs, este absolut imperativ să se dezvolte pe filiera lanțului logistic, pe filiera inovațiilor, pe filiera tehnologiilor de ambalare, de dezvoluire informației pentru consumator, de asigurarea întregului lanț logistic și de distribuție, pentru că tot ce înseamnă colaborarea cu rețele internaționale, cu rețele locale, pentru producători, aceasta înseamnă dezvoltare. Deci, stimate domnule Ambros, stimați colegi, atunci când vorbim despre venirea unui astfel de investitor într-o regiune, care de fapt curând se vor deschide și în Găgăuzia și tot așa vor merge în toată țara, și nu vorbim doar de Kaufland, vorbim de orice altă rețea sau de orice alt investitor. Tot ce înseamnă colaborarea cu acești investitori implică dezvoltare și nu frică pentru producători. Prin investiții în tot ce am menționat eu anterior, inclusiv investiții în certificare, înseamnă de fapt să poți să faci față unui nivel de concurență, nu doar la nivel local, dar și la nivel internațional. Mai mult ca atât, acele companii care vor investi și vor ajunge să devină parteneri comerciali cu astfel de investitori, vor avea o cale deschisă spre export, spre cea mai mare piață mondială, care numeră peste 550 de milioane de consumatori. Consumatori cu anumite așteptări, consumatori cu anumite rigori, consumatori care prețuiesc tot ce înseamnă siguranța alimentelor. Anume din acest motiv, producătorul local de fructe, de legume, de
produse agroalimentare procesate, trebuie să țină cont și să investească în tot ce înseamnă infrastructura calității, ori doar investind în această, deci infrastructură, în calitatea produsului, putem să rămânem sustenabil. Și ultimul mesaj, aș vrea să o felicit în special pe doamna Ciocârlan, care este de fapt partenerul IEBA în regiunea Ungheni, cu care avem o colaborare de peste 2 ani, pentru că Business Hub-ul, deci această asociație Făclie, care la fel este și un business hub în regiunea Ungheni, care a fost creat și setat cu suportul Uniunii Europene, în colaborare cu Asociația Businessului European, devine un prestator de servicii de business pentru întreprinderile mici mijlocii, care vor ajuta și vor sprijini toate aceste întreprinderi să devină eligibile și să-și ridice nivelul de calitate al produselor, nivelul de servicii, pentru a putea colabora ulterior cu orice investitor de talie mondială sau regională. Având timp limitat, aș vrea să închei cu o notă de optimism, cu o notă de gând senin și sub nicio formă cu un gând de frică sau frustrare. Deci trebuie să gândim larg, trebuie să știm să ne ajustăm, să ne acomodăm, pentru că pandemia asta ne-a învățat. Să gândim pe termen lung și niciodată să renunțăm, la mai mult și la mai mare. Felicitări organizatorilor și mult succes înainte! Foarte frumoase sunt lalelele de lângă dumneavoastră. Da, vă mulțumesc, chiar dau o culoare acestui oficiu și reprezintă de fapt culorile activității noastre. Mulțumim, doamnă Rufa, și mai avem un vorbitor în deschiderea forumului. Îl salutăm pe vicepreședintele Raionului Ungheni, domnul Vasile Lupu. Bună dimineața! Bună ziua tuturor participanților la acest forum și totodată vreau să-i felicit pe cei mici antreprenori care au reușit să atragă și să-și dezvolte afacerea. Cu adevărat, Raionul Ungheni avem un potențial economic mai complex, în mod special în domeniul agriculturii, care are multe posibilități și rezerve ce ține de calitatea solului. Agricultura este o ramură cu tradiții în Raionul Ungheni. Aici foarte multe se axează pe domeniul de a cultiva cereale, vița de vie, legume și fructe. O mare importanță în dezvoltarea economică o au întreprinderile mici și mijlocii, care se regăsesc în ramură de producere și prestări de servicii. Cu adevărat, aceste patru lanțuri care au fost menționate, una dintre ele este în creșterea căpșunilor, care va da un beneficiu și o calitate a producerii pentru cetățenii din regiune. Aceasta va contribui la promovarea regiunii, dar și o altă parte va avea de a încuraja agricultorii locale să orienteze la această cultivare de o valoare înaltă. Totodată, 70-80% din Ungheni are pregătirea celor fii, aplicarea povoarelor și pentru dezvoltarea socioeconomică care o avem nevoie de atracție investiții. În domeniul infrastructură și de a vedea potențialul dezvoltării în domeniul turistic. Nu ultimul rând, este important și dezvoltarea serviciilor sociale și educaționale în domeniul sănătății. Dorim ca să mulțumim Uniunii Europene pentru finanțarea programului Eu Moldova, regiune cheie, impactul care va rezisti și în regiunea Ungheniei. Există un avantaj pe care le are
regiunea Muntenie, aceasta, și domnul primar, este zona economică liberă, Muntenie Business. Este și poziționarea însuși a raionului, poziția geografică. Aceasta trebuie pe deplin urcată și noi am avut un suport important pentru considerăm susține cele patru lanțuri și ne dorim ca să aibă reușite și care au fost selectate pentru producerea covoarelor, creșterea căpșunilor, turismul de dezvoltare, toate acestea ne dorim ca la raion să se dezvolte și să aducă beneficii cetățenilor. Aceasta va contribui la creșterea acțiunii și vom asigura mai multe locuri de muncă. Aceasta vă mulțumesc frumos și vă sănătate tuturor. Mulțumim, domnule Lupu. Doamnelor și domnilor, toți cei prezenți la forum, să intrăm în pâine. Regiunea Ungheni are identificate patru lanțuri valorice, așa cum spuneam un pic mai sus, și o foaie de parcurs pentru a avansa economic. Pentru elaborarea ei a fost utilizată o metodologie nouă, PACA, identificarea participativă a avantajelor competitive. Foaia de parcurs nu este o strategie clasică, este o hartă cu rute ce trebuie de făcut rapid și în mod prioritar pentru a dinamiza activitatea pe fiecare lanț valoric. Dați-mi voie să-l invit în scena virtuală pe domnul Adrian Cheptonar, consultant economic local, care ne va spune ce face regiunea Ungheni distinctă și competitivă economic. Domnule Cheptonar, bună dimineața! Salutare, mulțumesc, Sergiu! În primul rând vreau să fac o scurtă prezentare a metodologiei de identificare participativă a avantajelor competitive. Noi astăzi suntem la o etapă de prezentare a unui produs analitic care a fost elaborat în conformitate cu această tehnologie PACA. Și rezultatele pe care o să le prezentăm au fost identificate ca rezultat al dialogării noastre cu agenții economici din aceste patru lanțuri competitive. Respectiv, acțiunile care vor fi prezentate un pic mai târziu, de fapt, au fost propuse de către agenții economici care urmează în scurt timp să proceadă la perioada de implementare. Am ales anume aceste patru lanțuri valorice, turismul, cultivarea căpșunilor, producerea mobilierului și producerea covoarelor, pentru că ele sunt cele mai reprezentative ca și lanț valoric, adică mai multe verigi ale domeniului respectiv sunt prezente anume în regiunea Ungheni. De exemplu, în domeniul turistic avem mai multe posibilități de cazare, avem diferite obiective de la arhitecturale la industriale. În domeniul producerii de căpșuni am identificat că avem o suprafață extinsă în regiune cultivată cu căpșuni și acest domeniu a devenit reprezentativ destul de recent pentru raion, după apariția unui antreprenor major pe care o să-l cunoașteți cât de curând. Producerea mobilierului, la fel de la buștean de lemn până la mobilier de cea mai înaltă calitate exportat în Uniunea Europeană, toate lucrurile se întâmplă în Ungheni, pregătirea chirestelei, uscarea, prelucrarea, vopsirea, exportul, tot se întâmplă în Ungheni. Și mai ales cea mai tradițională latură care s-a perpetuat până în prezent de circa 40 de ani, e vorba despre producerea covoarelor.
La fel de la importul de la prelucrarea lânii brute care și a firilor de a bulelor de polipropilenă care devin fir de ață până la covor țesut și exportat, toate lucrurile se întâmplă aici în regiunea noastră. Mai departe o să procedem la prezentarea a acțiunilor propuse în cele patru lanțuri valorice. O să ne axăm mai mult în prezentarea către dumneavoastră a acțiunilor pe termen scurt, care vor genera victorii rapide, aceasta fiind o parte constitutivă a tehnologiei, a metodologiei PACA pe care am utilizat-o, dar foaia de parcurs este mai amplă și presupune și acțiunile pe termen mediu și îndelungat. Sergio, să procedăm. Da, mulțumim Adrian. Haideți să urmărim împreună un video unde vor fi prezentate toate cele patru lanțuri valorice din Raionul Ungheni. Cultivarea căpșunilor este o activitate reprezentativă pentru raionul Ungheni, pentru că aici sunt concentrați cea mai mare parte a crescătorilor de căpșuni. Acest loc este atractiv pentru producătorii de căpșuni datorită accesului la apă, care îl permite raionul Ungheni, datorită accesului la forță de muncă, care poate fi găsită mai ușor decât în alte raioane ale Republicii Moldova, datorită proximității față de frontiera țării pentru a facilita exportul fructelor proaspete, în special a căpșunilor. Prin activitatea noastră vrem să încurajăm tinerii și nu doar tinerii, în general, toate persoanele care vor să se apuce de făcut ceva treabă în Republica Moldova, să le demonstrăm că acest lucru este posibil. Vrem să susținem atât economia țării, cât și economia fiecărei familii în parte. Agenția de turism am fondat în 2019. Ideea a fost de a promova turismul intern. Turismul participă la dezvoltarea economică a oricărei țări și a oricărui oraș. Și sigur că atunci când vin turiștii, sigur că sunt niște surse de venit pentru orașul Ungheni. Eu aș dori ca orice femeie din orașul Ungheni să pornească o afacere, să se dezvolte, să creeze, să crească. Mă mândresc cu asta că totuși noi în Ungheni am început a produce lemn, mobilă din lemn masiv și de o calitate foarte bună. Calitatea mobilei care producem noi nu cedează calității cele italiene. Impactul în economia municipiului Ungheni și a Republicii Moldova este că sunt locuri de muncă. Odată ce sunt locuri de muncă, înseamnă că cineva primește salariu. Plătim impozite. În intermediul afacerii noastre, noi vrem să oferim încredere tinerilor, cum și-am spus, că vrem să deschidem o grupă, poate dacă s-a primit la școala opțională tineri, să-i învățăm și să-i angajăm la muncă și să aibă cât de cât un venit pentru a putea supraviețui la noi în țară, să nu pleci din țară și să producem o mobilă de calitate. Producerea covoarelor este o activitate tradițională pentru Republica Moldova, începând de covoarele tradiționale moldovenești, care fiecare gospodărie la sat avea și producea. Univa s-a înfiripat din copilărie. Afacerea noastră se asociază cu municipiul Ungheni din simplu motiv că Ungheni, covoare din Ungheni, este cunoscut deja un produs atât pe piața locală, cât și pe piața țărilor învecinate. Cunosc și clienții consumatori din România, și din Ucraina, și din Federația Rusă. Cunosc covoarele din Moldova, covoare din Ungheni, sunt un produs de calitate, un produs competitiv. Prin intermediul afacerii noastre, noi oferim
un exemplu când lucrurile pot fi întemeiate cu succes. Un exemplu pentru tineri să îndrăznească, să riște, să facă activități care le sunt aproape sufletului și care pot să-i genereze plăcere și rezultate financiare de la activitate. Pentru video, care sunt provocările sectorului turismului în Ungheni și cum aducem mai mulți turiști în regiunea Ungheni, ne va spune doamna Ludmila Ursatiev, șefa secției Economie și Reforme, Consiliul Raional Ungheni, membra echipei economice locale. Vă salutăm! Onorată asistență, bună ziua! Permiteți să vă salut și să exprim gratitudinea pentru ocazia oferită de a prezenta în cadrul evenimentului de astăzi Lanțul Valoric Turism, care este inclus în foaia de parcurs pentru dinamizarea dezvoltării economice locale în regiunea Cheii Ungheni. De fapt, dezvoltarea și promovarea turismului la moment reprezintă una din cele mai perspective direcții de dezvoltare economică locală, care ar contribui la diversificarea economiei locale, la crearea noilor locuri de muncă și creșterea veniturilor locuitorilor din zona rurală. În acest sens, în raion există mai multe premise favorabile pentru dezvoltarea diferitor tipuri de turism. Vorbim de la cel religios până la cel de afaceri. Un factor important în considerăm că există și masa critică de agenții economici și instituții care sunt deschise și motivate pentru a colabora împreună în vederea dezvoltării sectorului dat. Dezvoltarea turismului în raion este pe agenda autorităților publice locale deja de mai mulți ani. În acest sens, mai multe proiecte au fost implementate de către Primăria Municipiului Ungheni, primăriile rurale, cât și Consiliul Raional Ungheni, care recent a creat și Centrul de Informare Turistică de pe lângă Consiliul Raional, și clusterul turistic Antrec Ungheni, create de asemenea cu finanțarea europeană și cu asistența programului Asistența Poloniei. Mai mult ca atât, în contextul acestei pandemii COVID-19 care ne-a afectat pe toți, totuși au apărut și unele oportunități. În ultimul timp, tot mai mare accent se pune pe dezvoltarea turismului intern, care oferă mai multe oportunități zonelor rurale și trebuie dezvoltată într-o manieră operativă, extensivă și inteligentă. Reieșind din dorința de a acționa cât mai rapid pentru dezvoltarea sectorului dat, echipa economică locală a analizat situația actuală și a identificat 5 oportunități sau provocări pe care am putea, în care am putea să ne implicăm imediat și să obținem și unele rezultate rapide. Prima provocare ține de lipsa informației actualizate și ușor accesibile despre atracțiile și serviciile turistice existente în Ungheni pentru turiști individuali. Aici se propun două inițiative rapide. Prima ține de sintetizarea informației existente și pregătirea unei fișe succinte scrise într-un text prietenos potențialilor turiști și, evident, plasarea acestora pe platforme relevante, desuri accesate de potențialii turiști. Toate aceste informații ne propunem să fie deja pregătite către noul sezon turistic estival din acest an. Vă rog, următorul slide. Următoarea inițiativă rapidă pe care ne propunem este elaborarea unei baze comune la nivel de raion și consultarea fiecărei primării în sensul identificării necesității de indicatoare rutiere și panouri informaționale către principalele destinații. În acest sens, pe lângă parteneriatele și discuțiile locale, se intenționează o victorie rapidă, discuții cu administrația de stat a drumurilor pentru finanțarea instalării indicatoarelor rutiere către principalele destinații turistice din raion. A doua provocare, vă rog, următorul slide. Da, a doua provocare este că nu există la moment pachete turistice pentru organizarea vizitelor pentru turiștii de grup.
Astfel, ca o inițiativă rapidă, se propune elaborarea a 2-3 pachete alternative de turism de grup pentru vizitarea raionului Ungheni. Astfel, de asemenea, către sezonul dat festival din acest an, se dorește lansarea și promovarea acestor pachete turistice pilot pentru galvanizarea turismului de grup, atât în dependență de categoriile de preț și capacitatea de consum a potențialilor turiști, cât și de mărimea grupurilor propuse. A treia provocare este nivelul scăzut de colaborare dintre actorii implicați pentru promovarea comună a turismului în zonă. Se intenționează în mod rapid să fie stimulat și revitalizat acel cluster turistic local creat, să fie dezvoltate parteneriatele locale, astfel ca să contribuim la îmbunătățirea premiselor pentru o colaborare instituțională sistemică dintre toți cei implicați în turism în raionul Ungheni. O altă provocare ține de numărul mic de afaceri existente în domeniul turismului. Ele există, masa critică, după cum am spus, există și fondul de cazare și de alimentație, dar se dorește, evident, ca să fie obținut acel trend de creștere pentru stimularea dinamismului antreprenorial pentru noi afaceri. În acest sens, trebuie să motivăm, trebuie să contribuim la conștientizarea potențialelor antreprenori, că turismul în raionul Ungheni are un viitor și este o potențială afacere de succes. Și a cincea oportunitate și pentru noi a fost și o problemă identificată, este faptul că funcția de promovare turistică este ineficientă. Se intenționează 3 inițiative rapide, în primul rând desemnarea unei persoane care în mod permanent să asiste centrul de informare turistică și nu doar la momentul venirii grupurilor de turiști, adică o persoană cheie care în mod permanent va asista, va oferi informații și va reprezenta persoana, una din persoanele strategice cheie pentru dezvoltarea sectorului dat. O altă inițiativă rapidă este dezvoltarea centrului de informare turistică anume prin consolidarea rețelei raionale. Aici s-a identificat drept o posibilitate de a dezvolta promotorii turismului și cuprinderea întregului raion, anume prin acea rețea de muzee. Astfel, colaborarea dintre muzeele locale și centrul de informare turistică ar fi un organism integru, anume promotor al turismului în teritoriu. Și ultima inițiativă rapidă este organizarea vizitelor de familiarizare cu locurile de destinație turistică a vloggerilor și influencerilor din țară. Este o tehnică utilizată în ultimii ani. Cunoaștem că tehnologiile informaționale oferă mai multe beneficii și pot ajunge la publicul țintă cu mult mai ușor. De aceea este un instrument pe care îl socotim foarte util în sensul de promovare a oportunităților și potențialului din raion. Ca activități pe termen mediu, acțiuni, așa numite acțiuni catalitice, se propune lansarea unui festival turistic internațional anual organizat în luna august, în cadrul zilelor orașului municipiului Ungheni, mai bine zis, crearea videoclipurilor de destinație turistică și distribuirea lor pe rețelele de socializare. Nu ne lăsăm deoparte și de tehnologiile, noile tehnologii și inovații, de aceea se propune și utilizarea mașinilor electrice în lanțul turistic și dotarea punctelor de vizite a turiștilor cu acele facilități necesare pentru mașinile date. Și de asemenea, sub egida Centrului de Informare Turistică se propune dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru promovarea potențialului turistic a produselor made in Ungheni și în acest scop, în acest sens vreau să felicit pe toți care au obținut granturi câștigătorii pentru că mulți din ei cu siguranță vor fi promovați anume sub marca made in Ungheni, ceea ce ne aduce o doză de mândrie și o plus valoare pentru regiunea noastră. Acestea au fost identificate. În acest sens, permiteți să mulțumesc
Uniunii Europene, delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, UNDP și UNICEF, pentru toată susținerea și ajutorul acordat de până acum regiunii noastre. De asemenea, vreau să mulțumesc pentru experiența căpătată în cadrul exercițiului participativ oferit de programul IUFO Moldova Regiuni Cheie. Mulțumesc experților implicați, a fost un dialog foarte interesant și, evident, mulțumesc întregii echipe economice locale, că am fost o echipă și acum ne bucurăm de un document și o foaie de parcurs elaborată în mod participativ. Vă mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim, doamnă Ludmila, pentru prezentare. La cât de frumos arată, mă tem, Raionul Ungheni să nu-și ceară independența, precum catalanii o fac. Oricum, cu toate astea, vă urăm succes în implementarea tuturor acestor idei. În cadrul acestui prim panel despre lanțul valoric turism, salutăm câțiva dintre participanți, Jana Joian, Arcadie Foșnea și Ion Cupcea, cu care vom dialoga un pic printr-un mecanism care se cheamă întrebări-răspunsuri. Și aș vrea pentru început să o salut pe doamna Joian. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Dacă puteți să apăreți pe ecran, așa să ne vedem față în față. Bună dimineața! Dacă eu n-aș fi fost niciodată la Ungheni, recunosc că am fost și nu doar în Ungheni, ci și în anumite sate, n-aș fi fost, habar n-aș avea, și m-aș întâlni cu dumneavoastră și v-aș întreba, ce aveți acolo la Ungheni atât de frumos? Ce m-ar atrage pe mine? Ce m-ar face să vin la Ungheni? Fiind pusă într-o astfel de situație practico-critică, ce răspuns ați da? Astfel încât să agățați curiozitatea mea și să fiu gata să merg la Ungheni, să cheltui bani și să plec acasă cu amintiri frumoase. Deci, agenția de turism din orașul Ungheni oferă atât turism intern cât și turism extern. Fiind afectați de pandemie, noi ne-am axat mai mult pe turismul intern. Și sigur că s-au creat tururi panoramice și excursii pe care le-am realizat deja. Și ca să promovezi orașul, trebuie să ai obiective strategice. Și sigur că orașul Ungheni are și obiective strategice, turistice. Avem zone istorice de care turiștii sunt tot timpul curioși. Avem ape, râul Prut, la fel a fost un obiectiv care este atras de turiști, centre de afaceri, expoziții, festivaluri și clar că obiectivele de bază în orașul Ungheni strategice este gara feroviară, este Catedrala Alexandru Nevski, este Muzeul de Istorie și Etnografie din orașul Ungheni, Podul de Flori, sau cum îi mai zicem și noi, Podul Eiffel, Biserica Sfântul Nicolae de la Dănuțeni, mănăstirea, deci avem multe obiective turistice care deja le-am implementat în turul meu panoramic, pe care l-am numit Cunoașteți orașul sau Bine ați venit în orașul Ungheni. Deja este a cincea grupă de turiști veniți în orașul Ungheni și scopul meu mi l-am realizat. A fost, sigur că turismul este una din principalele ramuri cu potențial de dezvoltare, dar mai are nevoie de promovare și susținere. Jana, dacă îmi permiteți o întrebare, haideți să facem un exercițiu de imaginație, dar practic. Imediat după încheierea acestui forum, ieșiți afară să vă plimbați pe aleea cu castani și dați de un omulean, care sunt eu, care absolut întâmplător vă întreabă, vă spune bună ziua, vă salută, că așa se cuvine, mă numesc Sergio, dumneavoastră spuneți că vă numiți Jana, și eu vă întreb, chiar în acest moment, cât o fi ora când ne vom întâlni virtual, chiar în acest moment, în data de 3 martie, unde recomandați să merg până seara, pentru că am cina și n-aș vrea să o ratez?
cu ce aș putea începe vizita în municipiu și în raion, eventual, dacă reușim? Sigur că la început o să vă fac o plimbare pe Alee de Căștani. Mergeți cu mine? Cu dumneavoastră. Okay. Cu dumneavoastră pe Alee de Căștani și vă povestesc istoricul acestei alei. Apoi coborâm la Catedrala Alexandru Nevski și ne ridicăm spre Muzeul de Istorie și Etnografie. Apoi ne coborâm la podul de flori, sau cum îi mai zicem, podul Eiffel, și ne întoarcem în oraș. Putem, deci... Reușim asta până la cină. Până la cină, sigur că reușim. Până la cină reușim foarte multe. Unde putem mânca gustos în Ungheni? Sigur, ne întoarcem în oraș și putem mânca... Este restaurantul Magadan, este restaurantul Patria, este restaurantul Veba. Deci eu prefer când fac excursiile să am transport, pentru că mi este drag restaurantul Miorița, că este într-o zonă frumoasă și este în stil tradițional, pentru că foarte mulți turiști axează numai pe destinații tradiționale. Și sigur că prefer Miorița să o vizităm. Ne putem întoarce deci și la mănăstiri. Avem foarte multe biserici în orașul Ungheni cu diferite arhitecturi, luând și arhitecturile în stil bizantin și trecând la stilul românesc, care ajungem și la Medeleni, la Biserica de la Medeleni. Deci, până în seară, noi avem foarte multe obiective. Vizităm și combinatul de covoare, vizităm și ceramica, vizităm și combinatul de coniacuri cu degustări. Deci, e important că ați fi dispusă imediat să vă orientați în dezorientarea mea. Mulțumesc! Acum dați-mi voie să îl salut pe Arcadie Foșnea, unul dintre cei mai buni vinificatori din țara noastră și nu doar din țara noastră. Arcadie, vă salut. Acum câteva luni ai deschis o nouă afacere, Crama Mircești. Este o vinărie din segmentul premium, cu vinuri deosebite și destul de scumpe. Știu asta fără a vizita Crama Mircești, dar aminte să o mai vizitez. Întrebarea este, ce te-a făcut să investești în această afacere și de ce ai ales o zonă atât de neobișnuită pentru o vinărie, dealurile din zonă fiind printre cele mai înalte din țară? Când eram în Germania, în timpul studiilor 97-2001, m-am inspirat de modelul micilor producători și a devenit și un vis. În 2009, când s-a schimbat vectorul politic, a apărut și optimismul. Și atunci am decis să plantez primii butuci în satul unde am crescut, unde am copilărit, unde m-am născut. Și după modelul unei vinării din Germania, unei vinării mici de familie, care să includă vița de vie, producerea vinului, îmbutilierea și componenta turism. Deci noi am restabilit în Mircești un mic conac boieresc, care era cu 10 ani în urmă ruină, astăzi este o bijuterie. Am transformat-o într-o pensiune cu bucătărie tradițională de calitate înaltă și producem vinuri pe dealul de la Mircești, dealul Petrăriei, cu accent de teroar, cu gust mineralic. Ai spus că sunt scumpe, aș spune că sunt foarte bune. Dar tot ce-i bun e scump. Da, mersi. Da, Arcadie, mulțumesc. Sper să prind cât mai curând acest moment în care se pot degusta un vin de Mircești făcut de tine. Succes! Acum o întrebare către... Vă invităm pe toți la Mircești. Mulțumim! Apropo, Mirceștiul e departe de Ungheni în contextul discuției cu Jana. Deci vine lumea și pe jos. Aha! Sau pleacă da, este, pe jos. Sau... Da, suntem o rază de 30 km de la Ungheni, 20 de minute de deplasare cu mașina, suntem aproape. Ok, mulțumesc. Acum o întrebare către Ion Cupcea, dar și către Arcadie Foșnea, cumva, dacă vă permiteți să faceți o promovare încrucișată, cross-promotion, poate să colaborați, să aveți o relație câștig-câștig ambii.
Ion Cupcea, noi știm că Bahmut Club s-a lansat inițial ca un club select, care își găsea clienții pe baza recomandărilor. Cum a fost 2020, atunci când conaționalii noștri nu prea au putut să se ducă în altă parte, dacă au venit mai mulți clienți și dacă există loc de o cooperare între pensiunile turistice din Ungheni, în speță, iată, Bahmut Club și Crama Mircești, de exemplu. Domnul Cupcea, sunteți alături de noi? Sunteți cu noi? Da. Bună ziua, stimați participanți! Deci, dat fiind că am gustat cu toții din pandemia cu COVID-ul ăsta, vreau să vă spun că, într-adevăr, moldovenii fiind limitați din cauza restricțiilor existente, au vizitat mai des obiectivele țării noastre, dar am fost oricum limitați la organizarea anumitor evenimente. Nu am putut să oferim serviciile noastre de restaurant, bucătărie din cauza acestei pandemii, dar ok, pe plan de cazare am fost avem un număr mai mare deci mai multe solicitări. Ceea ce ține de cramă Mircești, am fi predispuși la o colaborare pentru că trebuie să ne susținem atâta timp cât suntem mergem pe un segment și noi suntem de părere că turismul în raionul Ungheni are un viitor, dacă o să fim împreună, dacă o să fim uniți, o să avem și rezultate bune. Am înțeles, mulțumim, mulțumim, succes tuturor. Noi, de fapt, toți, ca parte a acestei țări, ne dorim ca toate spațiile de afaceri să funcționeze, să înflorească, să vină cât mai mulți turiști, atât din afară, cât și noi, pentru că între noi, când stăm de vorbă, spunem că atâtea locuri frumoase sunt în țară, dar iată, nu le-am vizitat, că iată, n-aveam timp, că nu știu ce. Nu ne încurcă nimeni să vizităm. Mulțumim din suflet, noi trecem la al doilea lanț valoric, este vorba de căpșuni, al doilea panel. Care sunt acțiunile și intervenții propuse pe lanțul valoric căpșuni, ne spune Viorel Scutaru, șef direcție agricultură și alimentație, membru al echipei economice locale. Vă salutăm! Bună ziua, onorată asistență! Îmi permiteți să aduc și eu mulțumiri Uniunii Europene, dar și tuturor factorilor implicați pentru oportunitățile oferite în dezvoltarea economiei raionului Ungheni. Reabilitarea sistemelor de irigare în raionul Ungheni a dat un impuls revenirii agriculturii raionului la cultivarea de culturi cu valoare adăugată mai mare. În acest sens, într-o perioadă de doar câțiva ani, pe harta economică a raionului a apărut și se dezvoltă dinamic sectorul de cultivare a căpșunilor, care la moment a atins deja suprafețe de peste 60 de hectare și o producție anuală de 1.000.000-1.200.000 de tone. În rezultatul studierii lanțului valoric al producerii de căpșuni în raionul Ungheni au fost identificate mai multe provocări și propuse acțiuni pe termen scurt și mediu pentru transformarea lor în oportunități. Negătând la faptul că raionul Ungheni a atras în ultimii ani investiții considerabile din partea donatorilor externi în sistemele de irigare, gradul de acoperire a terenului agricol cu aceste servicii este limitat. Sunt încă multe localități în care agricultorii nu dispun de acces la apă pentru irigare. În același timp, există diferențe mari între tarifele plătite de membri ai asociațiilor utilizatorilor de apă și non-membri, fapt care descurajează uneori cuplarea la conducte a agricultorilor, chiar dacă au în apropiere rețea disponibilă. Pentru a rezolva această problemă, se propune inițierea procesului de eficientizare a managementului sistemelor de irigare existente prin crearea unui grup de lucru mixt, raional, care să eficientizeze infrastructura existentă de irigare în ceea ce ține managementul, tarifele, investițiile și extindere. O altă posibilitate de a diminua impactul
accesul limitat la apă asupra cultivării căpșunilor în Ungheni este valorificarea soluțiilor alternative de irigare. Intenționăm să efectuăm un studiu de fezabilitate și să conceptualizăm un proiect pilot de construire a unor bazine de acumulare a apelor pluviale în zone unde specificul reliefului va permite acest lucru și în proximitatea antreprenorilor agricoli care actuali sau potențial care doresc să cultive căpșuni. O altă constatare privind limitările existente în dezvoltarea acestei ramuri în regiunea noastră este faptul că fermierii au un nivel scăzut de cunoștințe în domeniul tehnologiilor moderne de cultivare, depozitare și transportare a căpșunilor. Considerăm că este necesar să organizăm un ciclu de instruiri pentru fermieri pe parcursul sezonului agricol care începe acum. Odată cu dobândirea cunoștințelor teoretice și chiar demonstrative în practică de către antreprenori de succes pe care deja îi avem la noi, în Ungheni vom reuși să depășim în 2021 erorile majore în cultivarea căpșunilor. Acest fapt va spori productivitatea și profitabilitatea afacerilor din domeniu. Chiar dacă producerea de căpșuni este o afacere care generează unele dintre cele mai mari profituri la hectar și condițiile zonei noastre geografice permit inițierea și extinderea unor astfel de plantații, sunt foarte puțini fermieri mici care conștientizează că au această oportunitate. Ne propunem pentru următoarele 6 luni să organizăm seminarii practice cu fermierii mici și chiar cu deținătorii de suprafețe mari în care să prezentăm avantajele afacerii cu căpșuni. Ca rezultat vom avea un număr critic de fermieri din toate localitățile raionului dornici să cultive căpșuni și nu, spre exemplu, cereale. Amintesc că profitul la hectar este mult mai mare pentru acest domeniu al agriculturii. În sfârșit, una din cele mai mari limitări pentru cultivatorii de căpșuni este faptul că în regiunea Ungheni lipsește în totalitate activitatea de procesare, care ar aduce o valoare adăugată mai mare și o predictibilitate sporită a afacerilor. Cunoaștem că fabrica noastră de conserve, care a avut un potențial enorm la fondare, nu a supraviețuit perioadei anilor 90, iar acest fapt a dus la diminuarea suprafețelor plantate cu livezi, legume și pomușoare. Dacă nu ai cumpărătorul garantat care să îți proceseze produsele, nu investești în extinderea zonelor plantate. Respectiv, pentru a încuraja potențialii investitori să se implice în cultivarea căpșunilor, dar și altor pomușoare pe teritoriul raionului Ungheni, ne propunem să inițiem un studiu de fezabilitate cu referire la dezvoltarea în raion a industriei de prelucare a pomușoarelor și identificarea potențialilor surse de investiții. Drept rezultat, vom obține un proiect pilot conceptualizat de dezvoltarea unei unități de procesare a pomușoarelor, fapt ce va contribui la facilitarea atragerii investiției respective, inclusiv cu atragerea unei cofinanțări din cadrul programului Eu for Moldova, regiuni cheie. Toate acțiunile anterioare au fost propuse pentru termen scurt, de 6-12 luni, și vom începe imediat. Pe termen mediu de la 1 la 3 ani, se propun următoarele acțiuni catalitice. Training-uri cu diferiți furnizori de cunoștințe concrete, planuri de afaceri, studii de fezabilitate, tehnologii de cultivare și altele. Lansarea unui proiect demonstrativ de prerăcire a căpșunilor proaspete cu utilizarea energiei solare. Conceptualizare și lansarea centrului de informare în cultivarea, procesare și comercializarea căpșunilor și instalarea unei linii de prelucrare a căpșunilor. Vă mulțumesc pentru atenție! Domnule Scutaru, și noi vă mulțumim. Salutăm în cadrul celui de-al doilea panel, și anume lanțului Valoric Căpșuni, încă 2 participanți, dar și ceilalți care vor să se conecteze, Zinaida Plămădeală și Petru Vizitiu sunt alături de noi. Zinaida, vă salutăm și o întrebare din start. Știm că recent ați transferat afacerea cu căpșune din Călăraș în raionul Ungheni. De ce ați ales regiunea Ungheni în locul unui raion cu tradiții în acest domeniu? Bună ziua tuturor! Mă numesc Zinaida Plămădeală, sunt administratoarea cooperativei de tiprizători Meres Group. Deci, ca să fie un pic așa clar din start, noi nu am transferat afacerea, noi am creat o afacere nouă, în alt format. Deci, cum ați menționat dumneavoastră, noi făceam agricultură în raionul Călăraș,
ne ocupam cu creșterea pomelor fructiferi, cu horticultura, dar am avut un domeniu care ne-a unit pe toți cei 5 producători care ne-am cooperat, dragostea noastră față de căpșuni și creșterea acestora. Deci o făceam individual, fiecare companie, fiecare fermier în parte, dar pe suprafețe relativ mici, de câteva hectare, 2-3 până la 5 hectare. Și am decis să ne cooperăm pentru că am înțeles că aceasta este cheia succesului, de fapt, dacă vrei să fii puternic, trebuie să fii mare. Nu știu, asta sună așa un pic prea metaforic, dar asta e. Succesul vine din cantitățile pe care le crești și le livrezi. Și am decis să facem acest lucru acolo unde ne-ar fi mai avantajos din punct de vedere economic pentru compania noastră. Deci în 2019 am creat această cooperativă formată din 5 membri și de ce am ales Ungheniu? Pentru că cea mai mare problemă cu care ne confruntam aici în Călăraș era lipsa apei. Unei ape calitative, o ape care să folosim în irigare și o apă pe care să o avem suficient, în cantități suficiente. Și am mers acolo după apă, dacă pot să zic așa, și ne pare foarte bine că am luat această decizie, pentru că am obținut nu doar beneficii din accesul la irigare, pentru că acolo este o stație de... Suntem membri a unei asociații a utilizatorilor de apă, apa care vine din prut, o apă calitativă, o apă care avem din exces și pe care o folosim pe larg în irigarea căpșunilor, pentru că, după cum bine știți sau nu știți, vă spun eu, la cultivarea căpșunilor este nevoie de o cantitate destul de mare de apă pentru a obține o productivitate mai mare la hectar. Și pe lângă accesul la apă pe care îl avem, suntem foarte mulțumiți de infrastructura pe care o avem la Ungheni, de accesul la forță de muncă pe care și iarăși o avem din exces, ce problema care era aici în Călăraș era la fel destul de stringentă, trebuia să găsim forță de muncă sezonieră cu foarte mari dificultăți, dar acolo ne bucurăm să până când, cel puțin în 2 ani de activitate, noi am confruntat cu problemă cu forță de muncă. Avem iarăși susținerea raionului Ungheni și a hub-urilor de business care ne ajută cu tot felul de consultații, de suport tehnic, suport informațional, vizite de studiu și cooperări cu asociațiile locale, cu parteneriate cu reprezentanții raionului Ungheni și suntem destul de mulțumiți de deschiderea pe care o are raionul Ungheni pentru noi ca business agricol mai nou pentru acest raion, pentru că, cum s-a menționat anterior, suprafețele care se cultivau la Ungheni până la vinerea noastră erau destul de simbolice. Noi cultivăm, cooperativa noastră, cei 5 membri, peste 40 de hectare doar noi de căpșuni, de aceea putem să susținem și să afirmăm tare că suntem cel mai mare producător de căpșuni din zonă. Și nu în ultimul rând vreau să menționez faptul că accesul la sau infrastructura și accesul la sau proximitatea care ne dă raionul Ungheni la hotarele sau la frontierele țării, accesul pe piețele Uniunii Europene și nu numai. Este un lucru foarte binevenit și... Ok, am înțeles. Îl salutăm și pe domnul Petru Vizitiu și aici am o întrebare pentru dumneavoastră. Dacă ar fi să comparăm cu alte afaceri din domeniul agriculturii, e mai mult sau mai puțin profitabilă plantarea de căpșuni și dacă luăm în considerare investiția, volumul de muncă, profitul final și așa mai departe, ați mai recomanda și altor antreprenori să se ocupe de căpșuni sau vă temeți de concurență? Da, eu aș putea să răspund. De concurență nu ne temem, pentru că noi agricultorilor ne place să spunem că în agricultură nu există concurență, există cooperare, există parteneriate, că până la urmă produs calitativ își găsește tot timpul cumpărătorul lui, fie pe piața locală sau pe piețele de export, absolut nicio problemă cu această, concurență, dacă pot să zic așa, da, cel puțin asta este poziția noastră și a mea personală, deci nu. Să încurajăm activitatea agricolă, desigur, da, eu cred că prin exemplu nostru, eu vorbesc din numele meu propriu, dar și a celor 5 membri fondatori a cooperativei,
încurajăm activitățile agricole și suntem bucuroși că avem susținere, nu doar din partea statului, dar și din partea altor donatori, cum ar fi Uniunea Europeană, poporul american. Suntem activi și foarte deschiși la toate oportunitățile care ni se oferă și ar fi păcat să nu le folosim și să le valorificăm pe deplin. Activitatea în domeniul căpșunilor este una profitabilă dacă știi să o faci, de aceea încurajez pe toată lumea care vrea să apuce de acest domeniu, în primul rând să se informeze, inițial să aibă cunoștințe, pentru că dacă ai cunoștințe, cu siguranță vei avea și succes, și experiența. Experiența îți aduce rezultate frumoase. Trebuie să muncești și să depui mult efort ca să poți obții rezultat. Mulțumim. Să vedem ce crede și domnul Vizidiu. Ați putea spune mai alături la cele spuse mai sus. Tradițional, cum se spune la noi. Domnule Vizitiu, vă salutăm. Bună ziua! Da, e clar că doamna Zinaida a spus drept că de ce au venit ei din Călăraș încoace. Pentru a înființa o plantație de căpșuni, clar că este nevoie de un teren drept, cu o înclinație foarte mică, 1-2 grade, nu mai mult, și de apă de irigare, cu un conținut de sare până la 1%. Ceea ce la doamna Zinaida este așa posibilități. Pentru raionul Ungheni, aș spune că mai sunt așa terenuri la Valea Mare, la Costuleni, s-ar putea de înființa așa plantații. Eu m-am început a cultiva căpșunile din 2007, după o vizită în Israel. Până atunci, șamuș în prezent, nu m-am lepădat, cum se zice moldovenește, de cultura legumelor în seră. Dar nici acum nu m-am lepădat de seri, că sunt deprins, am acasă legumele mele proaspete și cunoscut pentru mine cu ce le-am tratat, adică cât de cât ecologice. Pentru căpușună aș spune că în ultimii ani am început, dacă la început am început cu sorile Gigantela Maxi, Victoria, Corona, acum, când au apărut sorile remontante, pentru producătorii mici, până la 1 hectar, 2-5 hectare, s-ar putea de cultivat căpșunile remontante, pentru că ele aduc un profit pe o perioadă mai îndelungată, din luna mai până în luna noiembrie. Da... În ultimul timp am observat și eu cu vârsta că e mai bine de cultivat căpșuna decât legumele. Profitul, aș spune că e, chiar în primul an îți scoți cheltuielile și aduci un profit cât de cât, nu ieși în pierdere, dar mai departe te poți dezvolta singur, îți poți produce materialul săditor singur și e un venit, aș spune, normal. Cu comercializarea este normal la noi și piața de Ungheni, dar acum cu deschiderea supermarketurilor, eu cred că în anul acesta ne vom stărui să... Nu înțeleg, m-ați deconectat? Nu, sunteți extrem deconectat. Da. Am să mă stărui să fac legătură cu aceste două supermarketuri și poate să încercăm să comercializăm producția împreună cu dânșii, pentru că pentru noi, la vârsta noastră de sub 70 de ani, este cam obositor de a sta în piață. Dați-mi voie să vă pun o întrebare amândurora. Da. Anul 2020, iată, s-a făcut un an de când tot experimentăm lockdown, carantine, informații, suntem... total conectați pe alocuri, deconectați de toată realitatea asta nouă. Cum v-a mers în afacerea cu căpșuni în acest sublim și fantastic 2020? Bănuiesc că soiul Corona nu prea s-a vândut. Nu, deja nu cultiv Corona. Deja la culmea ar fi să mai cultivați și dumneavoastră Corona. Albion, Anabel, Regina Elizaveta,
Au mers vânzările în 2020? Silva. Da. La început ne-a fost frică, pentru că nu ne se permitea la piață. Chiar să luăm din legume ridichea de lună, am comercializat-o, am dus-o la un magazin, am făcut contract și am dus-o la magazin. La piață nu am avut acces. Pe urmă, când s-a început și căpșuna, am avut acces la piață, măcar că 2-3 zile pe săptămână, dar am putut comercializa liber toată căpșuna. Mai bine spre toamnă și mai bine mers. Și prețul a fost normal și vânzările bune. Am înțeles. Zinaida, anul 2020 a fost un an mai bun sau mai rău în comparație cu alți ani? Nu știu, nu vreau să par indiscretă, dar ar fi păcat să ne plângem pe anul 2020. Eu vorbesc numele cooperativei noastre. A fost un an bun, un an în care am reușit să recoltăm toată producția, ceea ce pentru noi, de fapt, de fiecare dată reprezintă cel mai mare risc și cea mai mare temere, că nu o să avem suficientă forță de muncă ca să recoltăm toate 40 de hectare pe care le avem în gestiune, dar datorită, din cauza pandemiei, de fapt, foarte mulți moldoveni nu au putut să emigreze și asta a reprezentat un beneficiu pentru noi, pentru că am avut forță de muncă, am avut oameni care să implicăm zilnic în activitățile agricole, respectiv am putut recolta toate aproximativ 600 de tone de căpșuni și să o vindem. Am avut cumpărători pentru căpșuna noastră, mare parte a mers la export. Pentru piața locală a fost o cantitate foarte mică, plus procesare, adică stare proaspătă și procesare. Deci a fost un an bun până la urmă și am vrea ca anul care vine să fie cel puțin la fel de bun cum anul 2020. Zinaida Petru, mulțumim. Domnule Scutaru, vă mulțumim. Succes și, Doamne ajută, căpșuni gustoase, mustoase, suculente, mari, mici, asta mai puțin contează. Important să fie organice, eco și nu ego, cum spunea domnul Boc. Iar noi trecem la următorul lanț valoric, este vorba de panelul numărul 3, ține de mobilă. Și pentru prezentarea lanțului valoric mobilier, îl reinvităm în fața dumneavoastră pe domnul Andrian Cheptonar, consultant economic local. Andrian, salut din nou! Da, mulțumesc, Sergiu. O să încerc să fiu un pic mai rapid ca să recuperez timpii rămași în urmă. Despre producerea mobilierului în Ungheni pot să spun că are o tradiție un pic mai scurtă decât cea a producerii covarelor. Nu se producea mobilier în regiunea noastră la încheierea perioadei Uniunii Sovietice. Au inițiat această afacere în Ungheni antreprenori care s-au avântat într-un teren destul de necunoscut și lipsit de tradiții aici, dar au perseverat, au investit și au obținut rezultate. În cadrul studiului nostru am identificat că o oportunitate, că există o conjunctură favorabilă a pieței internaționale pentru a diversifica și a crește capacitățile de producție de mobilier. Pentru a valorifica această oportunitate, ne-am propus să identificăm ce posibilități există pentru a extinde și, îndeosebi, a tehnologiza capacitățile de producție a mobilierului. Ca urmare a acestui studiu, vom clarifica ce oportunități există în prezent în Republica Moldova pentru a cofinanța creșterea capacităților de producție. Producerea mobilierului calitativ este un domeniu foarte tehnologizat, tehnologia este scumpă, o parte a lucrului se face mecanic, o parte a lucrului se face automatizat. Ați văzut acest lucru și în videoclipul de prezentare. Respectiv, pentru a beneficia de extinderea capacităților, investitorii noștri care au acces la finanțe destul de scumpe în general au nevoie și de cofinanțare, iar în cadrul programului îi vom ajuta să identifice aceste potențiale surse. Constatăm de asemenea că
nu poți să extinzi suficient producerea dacă nu vei avea suficient specialiști în domeniu, pentru că nu este doar un lucru tehnologizat, este un lucru mecanic, îmbinarea pieselor, finisarea lor se face totuși în mai mult manual. Respectiv, chiar dacă vom avea acces la finanțe, nu vom reuși în viitor să ne extindem conform ambițiilor antreprenorilor din acest domeniu. Respectiv, dorim să inițiem o cooperare dintre producătorii de mobilă și școala profesional-tehnică din Ungheni pentru a dezvolta învățământul dual în domeniul prelucrării lemnului. Învățământul dual se referă la practicarea sau combinarea zilelor teoretice cu zile practice în cadrul întreprinderilor producătoare, atunci când studentul nu pleacă la practică doar 2 săptămâni vara după ce se termină anul, dar combină. Merge 2 zile în școală, 2 zile în producere. Și noi vom ajuta ca să conceptualizăm acest proiect în domeniul procesării lemnului. Am constatat de asemenea că nu avem suficient lemn pentru a produce mobilă conform ambițiilor noastre de extindere. Ca inițiativă ne dorim să evaluăm fezabilitatea extinderii în raion a activităților de creștere a pauloniei și conștientizarea potențialilor antreprenori despre oportunitățile oferite de plantarea acestei specii de arbore. Sperăm să identificăm o soluție fezabilă de extindere a bazei de materie primă de raion, fapt ce va contribui la dezvoltarea de afaceri conexe producerii de mobilă, dar și diminuarea impactului asupra mediului, pentru că acest consum de lemn, desigur că are un impact negativ asupra domeniului forestier. Am mai constatat că producerea de mobilă are un impact față de mediu care necesită să fie minimizat, în deosebi cu referire la praful de la producere. Toate aceste operațiuni pe care le vedeți în poza din slide generează praf care are un impact asupra mediului, dar și a sănătății lucrătorilor, iar în cadrul inițiativei dorim să identificăm soluții tehnologice, să estimăm costurile și sursele de finanțare pentru a rezolva această problemă, a colecta praful și a-l reutiliza inclusiv în această fereastră de oportunitate de dezvoltare a afacerilor conexe prin procesarea deșeurilor de la producția mobilă. Pe lângă praf, această industrie generează și particule mai mari care pot fi, aceste deșeuri pot fi prelucrate în bioproduse și peleți, iar victoria rapidă ar fi că am reușit să dezvoltăm și o afacere conexă de producere a biopeleților. În sfârșit, am putea să ajutăm creșterii competitivității producătorilor de mobilă prin folosirea de resurse energetice alternative. Dorim să inițiem un proiect de utilizare a sistemelor fotovoltaice termice pentru a reduce costurile la energie și apă caldă utilizată. În slide este prezentat un panou fotovoltaic termic, care este o combinație de surse de electricitate din electricitate de origine solară și apă caldă. Doar ca idee putem să spunem că
Panourile fotovoltaice, atunci când se încălzesc mai mult de 70 de grade, au un randament scăzut de generare electricității, iar dacă sub aceste panouri sunt conectate rețele capilare de apă, noi obținem un avantaj dublu, este vorba și de generarea electricității, dar și încălzirea apei pentru utilizare în cadrul proceselor tehnologice. Pentru un termen mediu de la 1 la 3 ani, sperăm să terminăm elaborarea și implementarea curriculei și lansarea cursului de tâmplărie la Școala Tehnică Profesională din Ungheni. Ne dorim să creăm o expoziție fizică cu vânzarea mobilierului produs în Ungheni și să generăm un catalog portofoliu pentru utilizarea de către designerii de interior. Mobilierul din Ungheni, din păcate, deși este de o calitate superioară, nu este astăzi expus fizic și în magazinele online. Lansarea proiectului de obținere a bioproduselor și peleților prin utilizarea deșeurilor de lemn. Ne propunem să instalăm aceste sisteme fotovoltaice termice pentru a reduce costurile la electricitate și apă caldă, să procurăm echipamente pentru extinderea capacităților de producție, îndeosebi e vorba de așa tehnologii ca și camera de uscare lemnului, camera de vopsire și cireașa de pe tort ar fi inițierea plantării a 10 hectare de ani de paulonia de parcursul a 5 ani pentru producția de mobilă. Acest lucru, odată împlinit, practic ar rezolva problema sursei de lemn pentru industria mobilei din Ungheni de o manieră sustenabilă. Vă mulțumesc! Andrean, mulțumim! Salutăm câțiva dintre participanții la panelul legat de lanțul valoric mobilă, Lidia Goian, Ion Procopciuc și Florin Popov. Și dați-mi voie prima întrebare să o adresez doamnei Lidia Goian. Ce fel de mobilă se produce în Ungheni și unde o comercializați? Cât de departe pleacă din Ungheni în lume? Bună ziua! Mă auziți? Da, bună ziua, vă auzim, vorbiți. Noi suntem firile Euroatlant, care a fost fondat în anul 2003. Genul de activitate este producerea mobilierului. Anterior am fost angajați peste 150 de lucrători. La moment suntem aproximativ peste 70 de muncitori care fac parte din colectivul nostru. Mobilierul finit este exportat în țările Uniunii Europene. Materia primă, în mare parte, o importăm din Uniunea Europeană. Marfa este prelucrată după un proces tehnologic bine stabilit. Mobilierul urmează toate etapele de prelucrare. Se efectuează un control al calității minuțios pentru a fi competitiv pe piață și pentru a satisface doleanțele clientului de a avea un interior superb. De mai mulți ani oferim clienților noștri servicii de finisare și tapiserie. Suntem onești cu toți cumpărătorii noștri. Îi ajutăm să efectueze alegerea corectă în dependență de necesitatea fiecărui client. Acum, la moment, intenționăm să facem o colecție a noastră la toți clienții, inclusiv și la clienții din Republica Moldova. Vrem să deschidem un magazin de prezentare a produselor noastre în incinta fabricii și să vindem mobilierul la noi în Republica Moldova. Mulțumim frumos și noi că am vă fost mulțumim. Invitați. Și noi vă mulțumim. Succes! Domnule Ion Procopciuc, mulțumim. Producerea mobilei de lux este un proces manual sau mai mult mecanizat? Și dacă dispuneți de mașini moderne, cum rezolvați problema cadrelor calificate?
Bună ziua tuturor! Îmi spune Ion Procopciuc, sunt administratorul SRL Soclemă, care ne ocupăm cu producerea mobilă din lemn masiv. Mobila, la producerea mobilei se folosește atât lucru manual cât și automatizat. Pentru că vrem sau nu vrem, pentru a aduce o calitate înaltă, pentru a șlefui, dacă nu pui mâna, nu este calitate la unele elemente. Materia primă o luăm practic din Moldova, luăm numai Chiristeaua, restul se aduce tot din afara țării, din teritoriul Europei. Avem mașini cu centri comandă numerică care o folosim la producerea mobilă și pentru sculpturile în lemn, care dau o viteză cu mult mai mare la producerea mobilei. Dar pentru a stabili un preț mai mic la sinecostul mobilei, este necesar pentru de mai procura ceva utilaje ca să avem o productivitate cât mai mare. În ce privește muncitorii, după cum s-a menționat, în Ungheni n-a fost dezvoltată producerea mobilei. Odată cu deschiderea zonei economice libere, deja au apărut și producătorii de mobile care ne-am înregistrat și noi în 2010. Și aceeași școală profesională de la Dinoțeni, care mai avea o grupă de templare, la moment nu este, nu funcționează, pentru că practic nu aveau unde să angajeze, pentru că foarte mulți agenți economici s-au închis și nu mai aveau nevoie de cei templari care erau deschiși în școala profesională de la Dănuțeni. Sperăm pe viitor ca să, cum a spus și domnul Chiptanaru, ca să înființez o grupă care să, pe urmă, să încadrăm la noi în fabrică la producerea mobilă. Nu numai decât la mobilă din lemn masiv, dar și pentru cei care folosesc la producere același pal laminat. Domnule Ion, mulțumim. O întrebare și pentru domnul Florin Popov. Pentru că domnul Cheptonar a menționat în prezentarea sa despre partea ecologică sau impactul asupra mediului. Domnule Popov, dacă v-ați gândit la sustenabilitatea producerii de lemn, dat fiind faptul că producerea mobilă este o industrie consumatoare de lemn, ați plantat vreun copac? Bun, chiar dacă se aduce de peste hotare din Europa, Ucraina, Rusia, e cumva în planurile dumneavoastră să plantați, sau poate ați făcut-o deja, pentru a diminua impactul asupra mediului din jurul nostru? Da, bună ziua! Cultura de paulonia, prin definiție, este o cultură ecologică, deoarece noi creștem copaci, plantăm copaci și ăștia nu sunt orice tip de copaci, dar au un ritm de creștere extrem de spectaculos. Noi avem plantat, la moment, avem plantat 24 de hectare în raionul Ungheni. Alo, mă auziți? Da, da. Avem plantat la acest moment 24 de hectare în raionul Ungheni. Planificăm în luna aprilie să mai plantăm 10 hectare. Datorită caracteristicii că e o plantă ecologică, noi oferim în doar câțiva ani terenuri cultivate care contribuie la purificarea aerului. Alt aspect important este că noi nu furnizăm industriei mobile din pe viitor din raionul Ungheni lemn de proveniență incertă sau care trezește dubii. Noi vom livra lemn de producție proprie și crescut în raionul Ungheni. Controlat. Da, deci noi avem controlul asupra întregii rețele de producere a masei lemnoase, de la puieț până la buștean. Așadar, când vom livra masa lemnoasă companiilor din domeniul mobilei, o vom face din contul unei afaceri transparente și, bineînțeles, sustenabil ecologic. Ok, am înțeles. Mulțumim și participanților la acest panel.
Trecem la cel de-al patrulea, lanț valoric, ține de covoare. Asociem covoarele cu ungheni, ungheniul cu covoarele. Vom discuta aceste aspecte cu participanții la panel. Îl invit cu o prezentare acestui lanț valoric pe Ruslan Irezanu, director BCR, filiala Bălți, membru al echipei economice locale. Vă salutăm! Bună ziua, stimați organizatori, participanți, oaspeți și gospodarea Republicii Moldova, cum s-ar zice. Nu a fost pomenit cuvântul ăsta, dar nouă ni se atribuie însuși noțiunea dată. Vreau să aduc o prezentare cu covoarele ungheni. În prezent, municipiul Ungheni reprezintă unul dintre principalele centre producătoare de covoare de pe continentul european. Industria covoarelor de ungheni are o tradiție deja de 40 de ani și este reprezentantă de două grupuri comerciale industriale mari, Covoare Ungheni și o companie fondată mai nouă, mai tânără, Euroyans Unicorn Carpets. Rezultatul studierii lanțului valorii de producere a covoarelor s-au constatat mai multe provocări și oportunități și au fost propuse inițiative rapide pentru soluționarea și valorificarea lor. Vă rog, slide-ul 1. A fost stabilit că actualul concurs de împrejurări de pe piața internațională oferă oportunități largi de extindere a capacităților de producere a covoarelor în Ungheni. Este bine cunoscut faptul că datorită situației pandemice care este bântuită lumea, tot mai mulți oameni lucrează de acasă în regim online, precum noi ne-am întrunit astăzi la întrunire fiecare din oficiile sale și avem o întrunire foarte fructuoasă fiind prezent. Petrecând mai mult timp acasă, oamenii au început să acorde mai mult atenție amenajărilor locuințelor sale. Ei cumpără mai mult mobilier și mai multe covoare decât perioada anterioară. Respectiv, acest aspect este un avantaj pentru producătorii de covoare, care trebuie să folosească oportunitățile și să furnizeze mai multe produse competitive pe piață. Conjunctura dată s-a filat perfect prin intenția fondării fabricii, unei noi fabrici de producere a firului sintetic, Euroyans, de a lansa și propria producere de covoare, urmând să fie practic a doua fabrică din orașul nostru drag. În prezent, agentul economic întreprinde toate eforturile pentru a construi o nouă hală pentru a lansa producerea, a instala utilaje noi și performante. Iar pentru aceasta este nevoie de un suport a actorilor locali, a primăriei, conducerii zonei economice libere Ungheni, pentru a oferi investitorilor toate premizele de a-și lansa cât mai repede producerea și a genera locuri noi de muncă în raionul municipiului Ungheni. Pentru aceasta este nevoie să fie efectuate lucrări cadastrale, pregătirea terenului, vinderea la licitație a terenului pe care va fi construit obiectul numit, documentația de urbanism, rețelele ingineriești, soluționarea orice circunstanțe noi apărute. Ambii producători de covoare au relatat în cadrul interviurilor sunt nevoiți să suporte costuri foarte mari pentru apa potabilă și energie. În producerea covoarelor se cheltuie foarte multă apă, ea este necesară ca pentru spălarea lăinei din care se produce ața necesară, atât și pentru generarea aburului în zona lucrării războaielor de țesut. Aburul ajută ca ațele să fie mai moi, mai elastice și la prelucrare să nu se rupă. În prezent, ambele fabrici utilizează pentru procesele tehnologice apă potabilă din sistemul public al întreprinderii Apei Canal. Luând în considerație că trăim pe malul Prutului, această apă este foarte scumpă și mult mai calitativă decât este necesar, respectiv cheltuielor suportate care sunt necesare. Pentru a depăși această provocare, propunem implementarea unui nou proiect de trecere la folosirea apei pulviale pentru procesele tehnologice. Spre exemplu, doar numai întreprinderea covoarelor Ungheni are un total de peste 50.000 metri pătrați de acoperiș. Dacă apa de ploaie va fi colectată și trecută printr-un proces minim de filtrare, ea va suplini practic complet necesitățile din producerea, iar impactul asupra mediului va fi diminuat. Desigur, și impactul asupra costurilor va fi mai mici, iar economiile generate vor permite investiții suplimentare în utilaje mai performante, mai productive, mai eficiente, așa mai departe. Slide 3, vă rog. În contextul acelorși provocări, cea cheltuielor mari pentru energie electrică se propune inițiativa lansării procesului de
tranziție la sursele ecologice de electricitate, și anume energia fotovoltaică sau eoliană. Pe aceleași acoperiș largi ale fabricii de covoare pot fi instalate panouri solare care să genereze electricitatea proprie. Acest proiect ar diminua semnificativ costurile de producere și ar face produsul fabricii ungheniene mai competitive pe piața internațională. Și desigur, utilizarea energiei verzi va permite diminuarea impactului de carbon a regiunii și va proteja mediul înconjurător. Slide, vă rog, 4. O altă provocare de mediu care poate fi trecută într-o oportunitate economică este faptul că procesul de spălare a lămii brute înainte de producerea firului de ață, în sistemul de canalizare, se scurge apa care conține o grăsime specifică, lanolină. Lanolina este un produs utilizat în industria cosmetologică și care costă scump. Iar datorită faptului că în acest proces tehnologic nu este montat un echipament de recuperare a lanolinii, se ratează venituri semnificative și se produce un impact asupra mediului înconjurător. Inițiativa de retrotehnologizare a procesului de spălare a lămii va soluționa de o manieră mutual avantajoasă pentru costurile companiei și a mediului acestei și mediul această problemă. Slide 5, vă rog. O altă oportunitate identificată este cea a utilizării deșeurilor generate de producerea covoarelor pentru inițierea unei noi afaceri. Ambele fabrici de covoare produc mai multe deșeuri de iute. E vorba de rămășițele covoarelor căpătate în urma prelucrării, care ele sunt comercializate sau sunt aruncate sau vândute la companii străine care le utilizează ca stofă pentru mobilier. Desigur, o fabrică de covoare nu se poate preocupa personal de o valorificare acestor deșeuri. Dar identificarea unui agent dornic să investească în prelucrarea iutii ar permite utilizarea acestor deșeuri în proces de creștere a ciupercilor comestibile sau o producere izolației termice pentru diferite edificii, imobili, rezidențiale și nerezidențiale. Această afacere, la fel, va avea un impact bun asupra mediului și va crea noi locuri de muncă în regiunea în care trăim. Slide, vă rog, numărul 6. Și în sfârșit, pentru continuarea implementării foii de parcurs pe termenul mediu de 1-3 ani, sunt propuse următoarele acțiuni care inclusiv pot fi confinanțate de resursele Uniunii Europene. Multe ele se referă la punerea în aplicare a inițiativelor rapide deja conceptualizate la acest moment. Și una, instalarea sistemelor de colectare solară de preîncălzire a apei la generarea aburilor. 2. Instalarea linii tehnologice de extragere a lanolinii. 3. Crearea sistemului de colectare a apei de ploaie pentru necesități tehnologice. 4. Instalarea sistemelor fotovoltaice termice pe care a reducerea costului energiei electrice și a apei calde. Și a cincilea, ultimul moment, crearea sistemului de purificare și reciclarea apelor reziduale. Eu vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc întregii echipe și integral care au pus cot la cot și împreună am elaborat și întrunirea și momentele date care sunt expuse la întrunirea de astăzi. Vă mulțumesc. Domnule Rezanu, mulțumim și noi. Și acum în cadrul acestui panel vom sta de vorbă cu câțiva dintre participanți. Îi salutăm, doamna Ala Proțic, domnul Petru Babenco și domnul Dominic Bruinel. Prima întrebare vine către o doamnă, ladies first, cum se spune la ungheni. Doamna Ala, cum credeți? Se identifică unghienenii cu această ramură industrială sau nu? Dacă sunteți alături de noi, Ala Proțic? Alo, bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit în forum! Bine v-am găsit! Deci o discuție foarte interesantă. Deci eu reprezint fabrica Covare Ungheni. Suntem o fabrică cu istorie de 40 de ani de activitate și bineînțeles că unghienenii se identifică prin această ramură de industrie. Avem și noi greutăți și avem și lucruri bune și frumoase care le-am făcut pe perioada la acești toți ani. Suntem cu capacități de producere destul de impunătoare, deci
Dacă ne referim la utilajul care îl folosim astăzi, sunt 14 războaie de țesut. Capacitatea maximă de producere a covoarelor este de 5 milioane metri pătrați anual. Dar, din păcate, astăzi producem doar în jur de 2 milioane. Deci asta este cerința pe piață. Părere de rău, noi am putea să oferim mai mult, în speranță suntem că lucrurile se vor ameliora în folosul nostru cu timpul. Ca să vorbim despre lanțul valoric, despre ceea ce se întâmplă în general la noi la fabrică, suntem producători nu doar de covoare, dar și de fire. Și firele din lână, din care sunt țesute covoarele noastre, deci sunt produse tot la noi la fabrică. De fapt, avem un șir de procese tehnologice care începe de la lâna tunsă de pe oaie până la produsul finit final, covor din lână. E evident că capacitatea de prelucrare a lânei este în jur de 500 de tone anual. Și evident că implic un număr destul de mare de angajați. Deci avem foarte multe procese tehnologice, nu știu acum dacă o să fie timp suficient să le descriu pe toate, deci noi doar de la dacă să fiu așa mai succint să descriu. Deci noi suntem cam limitați în timp și... Da, în două cuvinte. Deci din lână nespălată noi producem fibra din lână, care include mai multe procese. Deci din fibra din lână producem firul din lână, care include iarăși un șir de procese, după care acest fir de lână este țesut în covoarele care noi astăzi le vindem pe piețele europene și în toată lumea, îndrăznesc să zic în toată lumea, pentru că vindem într-un șir de țări care ne bucurăm, bineînțeles, că avem așa posibilități. De la procesul de spălare a lânei am avut ideea să încercăm să extragem lanolina din lână, ceea ce s-a vorbit puțin mai sus. Deci noi suntem în proiect cu procesul ăsta, suntem la început de cale, vrem să realizăm procesul ăsta și cred că o să ne reușească nu știu în cât timp, dar suntem ambițioși și vrem să realizăm ceea ce ne-am pus în plan. Ok, mulțumim, succes! Mulțumim! Mulțumim! Da, îl salutăm pe domnul Petru Babenco. Bună ziua! Bună ziua! În Ungheni există deja o fabrică de covoare, în toată România nu activează niciun producător de covoare, dar Ungheni sunt tocmai doi, din câte știm noi. De ce ați lansat această afacere anume în Ungheni? Sunteți competitori sau colaborați între dumneavoastră? Bună ziua, stimați participanți! Sergio, aș vrea să pun întrebarea în felul următor. De ce Moldova, în primul rând, și de ce Ungheni, în al doilea rând? Okay. Moldova, în primul rând, din motivul foarte bine știut de amplasarea economico-geografică. Această amplasare ne permite de a avea facilități la comerț atât cu țările Uniunii Europene, cât și cu țările CSE. 80% din producția noastră este destinată exportului și deci asta este un lucru foarte important. De ce Ungheni? Cunoaștem orașul Ungheni, deci nu suntem băștinași, îl cunoaștem foarte bine. Cunoaștem toate oportunitățile care le dă orașul prin amplasare, prin infrastructură, prin prezența zonei economice libere din Ungheni și, în ultimul rând, disponibilitatea de oameni profesioniști, oameni dedicați muncii. Desigur, și un factor care a fost important la luarea deciziei investitorilor de a veni în Ungheni a fost și deschiderea autorităților față de necesitățile antreprenorilor, necesitățile investitorilor. Tot acest proiect a fost posibil, în primul rând, datorită curajului partenerilor noștri investitori, care au avut ca alternativă
desfășurarea proiectului în România și în Polonia, dar în final au făcut decizia de a veni aici în Moldova, de a veni în Ungheni și a crea o întreprindere care din anul 2012 până acum a fost materializate investiții în volum de 7 milioane de euro, au fost create 80 de locuri de muncă. Noi suntem în desfășurarea etapei a doua de proiectului de producere a covoarelor. Deci anul trecut am reușit și am instalat două războaie, am construit procesul tehnologic necesar pentru procesarea covoarelor. Acum suntem în etapa a doua de extindere și de mărirea capacităților. Da. Dă, Doamne, cât mai multe războaie pe pământ și doar în acest domeniu. Da. Competitori, noi nu suntem competitori cu covoare ungheni. Noi, competitorii noștri sunt amplasați în Turcia, atât pe plan local, dacă vorbim de piața Moldovei, cât și de celelalte piețe. Noi avem să ne cooperăm acțiunile noastre și să luptăm împotriva competitorilor întreprinderilor producerii din Turcia, nu unul față altul. Am înțeles. Succes în aceste Mulțumim. Intenții și colaborări. Și mai este alături de noi domnul Dominic Grunel, un străin, este vorba de... Deci originea domnului Grunel este belgiană. Vă salutăm și am o întrebare ușor asemănătoare cu cea pentru domnul Babenco, doar că cumva la un alt nivel, mai de lume. Ce v-a făcut să investiți anume în Republica Moldova și dacă e ușor să faci afaceri aici? Poate chiar ați recomanda și altor potențiali investitori europeni ungheniu. Dominic? Dacă sunteți cu noi. Ok, parcă nu avem... Bună ziua! Ok, minunat! Good day to all. Bună ziua tuturor! Vreau să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat la această inițiativă frumoasă. Întotdeauna este o plăcere când avem astfel de inițiative de a susține antreprenorii. Mi-ați înțeles întrebarea? Da, eu înțeles destul de bine română, din păcate nu o vorbesc, dar am înțeles întrebarea foarte bine. În primul rând am înțeles că mă întrebați de ce am investit în Moldova. Și colegul meu și directorul Petru deja a răspuns în mare parte la întrebare, dar pentru mine personal a fost o căutare a unei locații mai bune și după mine Republica Moldova, din punct de vedere geografic, a fost cea mai bună locație de a investi, din mai multe motive. În primul rând, apropierea de piață, piața noastră este Europa, și de aceea locația în Moldova este foarte bună, suntem foarte aproape de piață și concurentul nostru principal, după cum a spus și Petru, sunt în Turcia, deci noi deja avem un avantaj foarte mare că suntem aproape de piață. În al doilea rând, avantajul este costul forței de muncă comparativ cu alte state din Republica Moldova. Republica Moldova încă este foarte competitivă în acest sens și în al treilea rând, în zona economică liberă din Ucraina, acolo sunt create condiții foarte bune de lucru și nu avem mai anumite beneficii fiscale. Deci această întrebare este, pentru noi, Republica Moldova a fost cea mai bună amplasare în sensul dat. Ați recomanda altor investitori din Europa, de exemplu, să investească aici? Da, am avut întrebare la fel dacă e ușor să faci business în Moldova. Businessul niciodată nu-i ușor. Eu sunt activ în 5 țări, în mare parte în UE, dar în fiecare țară sunt provocările sale. În Republica Moldova, cea mai mare provocare cu care ne confruntăm noi ține de birocrație. Este foarte mare birocrația când vrei să vii cu proiecte noi. Și altă problemă care
există este stabilitatea aprovizionării cu electricitate. Noi avem întreruperi, să zicem așa, ale aprovizionării cu electricitate destul de permanente, ceea ce nu-i prea bine pentru producția noastră. Și încă un dezavantaj, aș spune eu, este accesul și costul resurselor financiare, a creditelor. Dar în ultimii câțiva ani situația s-a îmbunătățit, deja nu, încă nu am ajuns la nivelul Europei, dar deja e destul de bine. În orice caz, aș spune oricăruia care este producător sau care este ține de o producere intensivă din punct de vedere a forței de muncă și care are ca piață principală Europa, indiferent dacă vorba de Europa de vest, centrală sau de est, cred că Moldova și în special zona economică liberă din Moldova, aici este un loc foarte excelent. Am chiar pe alocuri. Dominic, mulțumim. Domnule Babenco, mulțumim, la fel și doamna Ala, participanții la acest panel, ultim panel, cum ar fi ultim lanț valoric. Acum, doamnelor, domnilor, dați-mi voie să îl salut pe domnul profesor universitar Nicolae Covalenco, consultant în economie verde. Dânsul ne va vorbi despre economia circulară și va veni cu exemple cum poate fi aplicată în Ungheni. Domnule Covalenco, vă salutăm! Dacă avem legătura... Domnule Nicolae Covalenco, dați un semn că sunteți alături de noi. Da. Ok, perfect. Perfect. Bună ziua, stimată asistență! Lumea se confruntă cu provocări uriașe la moment. Au loc schimbări economice, climatice și tehnologice profunde și rapide, care ne modelează societățile și stilurile de viață. Noi ne aflăm în plină pandemie globală, ceea ce ne demonstrează elocvent această teză. În prezentările anterioare au fost menționate mai multe probleme legate de mediu, utilizarea corectă a apei, reciclarea deșeurilor și utilizarea resurselor regenerabile de energie. De aceea, Comisia Europeană a adoptat în martie 2020 Pactul Verde European și Planul de Acțiune pentru Economia Circulară, în care s-au stabilit obiective noi și mai ambițioase pentru Europa în ceea ce privește tranziția la modelele economiei circulare. Și dumneavoastră vedeți pe slide definiția economiei circulare. Tranziția la modelul de dezvoltare linear către economia circulară oferă diferite avantaje economice, sociale și de mediu. Dumneavoastră vedeți iarăși și în definiție și în diagramă. Ce înseamnă economie lineară? Dacă luăm, vedeți, resurse, resursele merg la fabrici pentru a produce bunuri materiale. După ce le folosim, bunurile aceste materiale se transformă în deșeuri și noi le dăm la gunoiște. Dar economia circulară prevede reciclarea deșeurilor și transformarea lor în... Nu, întorceți înapoi, vă rog, la slide-ul precedent. Se transformă iarăși în bunuri materiale și această circulare a materiei prime secundare poate să aibă loc câteva ori. Același lucru se întâmplă, adică se întâmplă și la producere, atunci când producerea funcționează fără deșeuri. Următorul slide. Europa își propune să fie primul continent neutru din punct de vedere climatic, devenind o economie modernă, eficientă din punct de vedere a resurselor. Prin aceasta, Europa ne oferă oportunități economice noi. Avem posibilitatea de a dezvolta piața resurselor secundare, bioeconomia, să impulsionăm dezvoltarea economică a regiunii, să dezvoltăm afaceri prietenoase omului. În timpul limitat care mi este oferit, voi încerca prin câteva exemple concrete să vă demonstrez avantajele economiei circulare din domeniul bioeconomiei, care este parte componentă a economiei circulare. Cu riscul de a fi numit lipsit de modestie, declar că tehnologiile și materialele prezentate sunt dezvoltate de mine personal.
unele din ele de pionerat și le demonstrez pentru prima dată în lume. Îmi doresc ca ele să fie implementate în țara mea, țara mea să fie prima în acest sens. De aceea mi-aș dori ca Ungheni să devină un analog al Silicon Valley. Noi putem, noi suntem capabili și dacă ne punem scopul, reușim. Așadar, pe slide este prezentate deșeul din iute, de la fabricile de povoare, paiele, care de fapt tot sunt deșeuri și nu se utilizează pe deplin, maculatura și deșeuri de lemn. Iuta și paiele pot fi transformate în izolație termică sau ambalaj biologic sau pot fi utilizate pentru creșterea ciupercilor pleuretis sau în limba română păstrav. Ceea ce rămâne după utilizarea acestor produse se transformă în îngrășăminte minerale, fiind încadrate în sol și timp de un an, doi, se transformă în humus. Același lucru se întâmplă și cu maculatura și cu deșeurile de lemn. Putem obține izolație termică, putem obține, ca exemplu, păhăruțe pentru răsad, ca să nu folosim plasticul, și sau să creștem iarăși ciuperci. Resturile, deșeurile rămase după utilizarea lor, se transformă în îngrășăminte organice. Vreau să menționez că creșterea ciupercilor, în comparație cu prețul paielor, dă un adaus comercial sau adaus, o valoare adăugată de 3 ori mai mare decât am vinde paiele ca materie primă. Creșterea sau producerea izolației termice mărește această valoare de mai mult de 10 ori. Vă rog, următorul slide. Aici, iată, sunt prezentate tehnologia bio sau metoda bio de păstrare a căpșunilor fără frigider. Experimentele acestea au fost făcute de mine vara trecută și a fost cumpărate căpșune nu de la piață, adică ele n-au fost luate din câmp ca să fie foarte proaspete, și timp de 4 zile au fost ținute într-un vas deschis, care vedeți ce a rămas, și după metoda bio, care practic au rămas intacte. Aceasta e totul, vă mulțumesc foarte mult și ca post-scriptum aș dori să menționez că am avut onoarea și plăcerea de a lucra cu echipa PNUD, o echipă de oameni talentați, calificați și foarte entuziasmați. Le mulțumesc mult pentru aceasta. Și mulțumesc mult și asistenței. Da, mulțumim și dumneavoastră. Acum am vrea să oferim cuvânt domnului Frank Weltring, expert internațional în dezvoltarea economică. Dânsul ne va vorbi despre factorii de succes în transpunerea în viața pașilor din foaia de parcurs. Frank, te salutăm! Yes, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate și la fel pentru oportunitatea pe care am avut-o de a lucra cu această echipă, precum și cu multe alte echipe. Este întotdeauna extraordinar să vezi la sfârșitul analizei, să vezi și rezultatele. Ceea ce aș vrea eu să accentuez, de fapt, este că trebuie să ne gândim la următoarele procese. Și poate ar fi cazul să începem cu o prezentare succintă a mea. Eu am participat în această abordare generală de la bun început și noi, în calitate de companie, lucrăm foarte mult pe acest subiect al dezvoltării economice locale și ceea ce am identificat noi, de fapt, este, să faci analiză, este o provocare și cred că aveți aici o echipă foarte bună, foarte multă informație, dar întrebarea este...
ce, cum ajungem de la analiză la implementare. Și cred că asta este una din abordările cheie, la fel și în această situație a noastră la Ungheni, unde am avut ideea de a veni cu o foaie de parcurs care să înceapă să promoveze implementarea. Și vedem aici pe această imagine, acest drum cu acele două străzi, unde putem să spunem că unde ne duce pe noi această foaie de parcurs și să facem acest lucru avansând înainte pe acest drum care este simbolic. Deci noi vrem să folosim această foaie de parcurs pentru a avansa și cred eu că Adrian, colegul nostru care a prezentat deja această foaie de parcurs, aici aș vrea doar să accentuez câteva elemente pe care le consider foarte importante. Și putem trece la următorul slide. Deci, din experiența noastră, noi lucrăm în această companie a noastră germană în domeniul promovării dezvoltării economice locale în 50 de țări. Și noi am promovat acest lucru făcând diferite analize și din analiză ajungem la implementare. Și cu foaia noastră de parcurs, în cele din urmă, aceasta are drept scop să definească domeniile economice în cadrul Ungheniului, să definească aceste lanțuri de valoare, dar la fel foarte important a fost prin intermediul acestor interviuri, în aceste circunstanțe foarte dificile legate de pandemia de COVID, să motivăm părțile interesate, fiindcă din experiența noastră noi știm că adesea poți face foarte multe analize, foarte multe interviuri cu părțile interesate, dar elementul cheie este cine este motivat să facă ceva. Fiindcă experiența noastră din Uniunea Europeană, la fel din Germania și din alte țări, este că motivarea trebuie să vină din partea părților interesate în sine, care ar fi businessul, precum și primăria și la fel organizațiile de sprijin. Deci noi, când vorbim despre această foaie de parcurs, noi vrem să ne asigurăm la fel că avem acest proces participativ cu cei care sunt interesați cu adevărat de acest lucru. Și aici, eu cred că este foarte important să avem această abordare de jos în sus, cu aceste inițiative rapide care le avem, care sunt realizabile cu adevărat. Și din această perspectivă, pentru noi, o foaie de parcurs nu este un plan strategic. Este ceva care poate fi implementat, care se axează, care este foarte bine focusat pe implementarea dezvoltării economice locale și a inițiativelor referente acestea. Și ține la fel de implementarea, dar la fel și de învățarea în acest proces, aceia care sunt provocările în acest proces. Cred că procesul, elementul de învățare este foarte important, la fel de important ca și realizarea inițiativelor. Și asta a fost una din lucrurile pe care le-am învățat noi și poate atunci când vom trece la următorul slide, o să vedem că, de fapt, vorbim despre calea înainte, cum să realizăm aceste inițiative pe termen scurt și ce trebuie să ținem cont, fiindcă toate prezentările pe care le-am avut noi acum despre lanțurile de valoare, toate se axează anume pe aceasta, pe inițiativele rapide. Și logica în spatele acestora este că doar dacă dai dovadă de ceva, că ceva este implementat, doar atunci poți crea această încredere. Și vreau să vă arăt acum următorul slide. Cred că ceea ce am vrea noi să facem este să ne asigurăm că nu avem doar un eveniment frumos de prezentare, dar la fel vorbim și despre modul de implementare a acestor inițiative și nu putem face de sus, nu putem face din numele donatorilor, doar la nivel de primărie, doar implicând business-ul. Și cred că asta este unul din cele mai importante elemente în cazul ăsta, unul din acele câștiguri rapide, să încercăm să construim această încredere implementând. Și acum am să revin, după aia o să revenim la lucru cu cei care sunt interesați cu adevărat, ca să facem ceva și la fel noi vrem să creăm motivare și încredere în sensul demonstrării că noi putem reuși. Deși circunstanțele sunt diferite, deși COVID-19, situația aferentă, ne face să ne confruntăm cu provocări adiționale pentru business, noi credem că și vrem să demonstrăm că e posibil să facem ceva și acest lucru poate fi făcut doar prin implementarea activităților. Și asta înseamnă la fel să învățăm din eșecuri, fiindcă din experiența mea pot să vă spun că câteodată noi învățăm chiar mai multe din inițiativele care nu au fost implementate din cauza lipsei de motivare și altor probleme care au existat, dar putem învăța mai mult din astea și trebuie să ținem cont de toate aceste lucruri, să implicăm toate aceste cunoștințe în procesul de implementare.
Și după cum s-a menționat deja, avem și inițiative pe termen mediu, care sunt și ele foarte importante. Au fost menționate aceste inițiative pe termen mediu, dar în acest sens este la fel foarte important să menționăm ideea că trebuie să ne axăm în primul rând pe aceste câștiguri rapide, fiindcă câteodată acestea sunt cele care ne dovedesc cine vrea să se implice și foarte des vin cu întrebarea despre ce este câștig rapid, ce ar însemna asta. Asta ar însemna, de fapt, ca cei care sunt cu adevărat implicați și interesați și când este ușor să faci ceva în loc de a lucra cu cineva care nu au convingerea aceasta a necesității implementării. După mine este foarte important în acest sens și noi vrem cu adevărat să încurajăm abordarea locală de la nivel de jos în sus. Nu cred că trebuie să ne gândim doar la aspectul de finanțare, dar mai degrabă la ce cine e gata să contribuie și cine vrea să contribuie. După mine, acesta este unul din criteriile de succes în acest proces. Identificarea acestor câștiguri rapide este un lucru, dar implementarea și demonstrarea faptului că noi cu adevărat putem face acest lucru, că pe noi cu adevărat ne interesează acest lucru, este un alt lucru și să nu așteptăm ca să vină un donator ca să facă ceva pentru noi. Deci asta este ideea pe care am promovat-o și noi și am dezvoltat-o mai mulți ani în urmă, când încurajam anume motivarea de jos în sus. Și cred că ceea ce este la fel foarte important este să ne asigurăm că nu este un proces care este condus doar de primărie sau doar planificat de primărie. Problema principală este că noi vrem să spunem că vrem să promovăm această abordare de jos în sus. Și ceea ce au făcut echipele locale este anume acest lucru. Când au venit cu încurajarea diverselor lanțuri de valoare, vorbind cu afacerile și acest lucru trebuie să continue, ceea ce înseamnă că noi vrem să ne asigurăm cu adevărat în procesul de implementare acum că businessul participă în realizarea acestor inițiative. Da, primăriile joacă un rol foarte important, inclusiv în facilitarea procesului și donatorii, sigur că la fel, întotdeauna vor fi acolo cu sprijin, dar nu, poate nu doar sprijin financiar, dar mai degrabă oferind acces la persoane care ar putea facilita acest proces. Și cu asta aș vrea, de fapt, să vă mai arăt încă un slide care vă invit să-l vedem. Cred că criteriile de bază, următorul, vă rog, cele criteriile de succes pentru implementare, după părerea noastră, celor care avem experiență de mulți ani în acest domeniu, este să ne asigurăm că nu ne uităm la aceste inițiative pe termen lung doar ca fiind câștiguri rapide, pe care le putem realiza rapid. Nu. Noi încercăm să convingem toată lumea să participe și asta este unul din elementele principale și este foarte important, de fapt, pentru noi toți, ca să ne gândim nu doar la această implementare, dar noi avem nevoie de sprijin și să demonstrăm că această implementare este reală și posibilă. Și eu cred că unul din aspectele cheie care a fost deja menționat, noi trebuie să ne asigurăm că avem responsabilitatea pentru implementare în mâinile celor de la nivel local, nu în mâinile unei singure persoane și nu a unei organizații externe, de exemplu ca donator, dar mai degrabă a actorilor locale care trebuie să demonstreze că ei sunt eroi în cazul ăsta. Și cred că noi trebuie să sărbătorim acest succes rapid și aceste inițiative rapide, de fapt, țin foarte mult de procesul de învățare care rezultă din acest proces și trebuie să sărbătorim acest lucru. Asta este așa, pe scurt, un rezumat a criteriilor de succes pe care le văd eu și apreciez foarte mult implicarea în acest proces și posibilitatea de a mă implica și vreau să doresc tuturor mult succes în procesul de implementare și sper să fiu și eu implicat în acest proces de implementare. Vă mulțumesc foarte mult! Ungheni este înfrățit cu municipiul Cluj-Napoca și se inspiră din modelele de dezvoltare economică ale Clujului, care este puterea și valoarea asocierii pentru economia regiunilor. De ce împreună suntem mai puternici, ne spune Emilia Botezan, șefa biroului Relații Externe și Investitori din cadrul primăriei municipiului Cluj-Napoca, România. Vă salutăm! Și eu vă salut cu drag de acasă.
Și profit de ocazie să-mi salut toți prietenii. Văd că suntem 53 de participanți. S-ar putea printre ei să fie persoane în afara domnului primar, pe care îl salut cu foarte mare drag, și a Lilianei, căreia îi mulțumesc pentru invitație, și alte persoane care poate au avut șansa să mă cunoască la Ungheni atunci când am venit cu drag. Aș vrea să îi spun, and I will just switch to English for a while. Thank you, Frank. I really believe that... Să trec repejor la engleză, fiindcă vreau să mulțumesc pe Frank. Cred într-adevăr că a ghicit ce am vrut să spun și eu. A spus multe din ceea ce am spus, fiindcă întotdeauna vorbești la subiect. Și într-adevăr ai dreptate. Dar puterea unei comunități nu se întâmplă peste noapte. Ea începe cu schimbarea unui mindset, aș spune, și cred că asta ni s-a întâmplat nouă la Cluj, pentru că la Cluj a fost nevoie să ne găsim în noi resursele care ne-ar fi dus mai, un pas mai în față. Poate a contribuit la lucrul ăsta și faptul că întotdeauna am fost foarte mândri de ceea ce ne oferă nouă orașul Cluj, respectiv aceste universități, acest mediu de afaceri vibrant, care să știți că n-a fost întotdeauna așa. Ne-am schimbat de la un oraș care se baza doar pe o industrie grea, și am ascultat cât de interesant a spus aici probleme legate și de agricultură și de lanțul valoric și de mobilier, și mă gândeam, vai, ar trebui să-i pun în legătură cu cei de la clusterul agricol, cu cei de la clusterul de mobilier. Dar să știți că viziunea domnului primar Emil Boc cred că este cea care ne duce în față. Cum în fiecare zi să practicăm modelul eco, nu ego. Adică toți avem un orgoliu, toți avem această înțelegere că fiecare facem ceva important. Întrebarea este cum reușim în fiecare zi să facem ceva important, să scalăm ceea ce facem important. Iar acest lucru se face doar prin exercițiu. Noi aici anul trecut am lansat un cluster de educație care vine să întregească familia clusterelor, aș spune eu, care familia clusterelor clujene și-au dat toți mâinile și formează acum Smart Transylvania sau Transilvania Inteligentă. Mai mult de atât, cred că din punctul nostru de vedere a fost încrederea pe care am căpătat-o noi, celebrând, așa cum spunea Frank, micile victorii pe care le-am înregistrat. Faptul că în 2017 sau de fapt în 2016 am avut curajul să zicem care ar fi drumul nostru spre a aplica să devenim o capitală europeană a inovației. Chiar așa s-a și intitulat o conferință care, să zicem, semăna foarte mult, sigur că într-un format față în față, cu ceea ce faceți dumneavoastră acum. În 2017 am găzduit o primă conferință a Comisiei Europene. În 2019, tot pe inovație, am aprofundat într-un eveniment din calendarul președinției României, un eveniment care se referea la startup-uri, și am văzut că astăzi ați celebrat și ați acordat aceste premii și componentei de startup, care definește noul model economic, un nou actor economic care până acum nici nu exista în cărți. Iar acest lucru din 2019 ne-a făcut să înțelegem în 2020 că putem face parte din ceva mai mare, dintr-o familie europeană în care am adus alături de noi și Ungheniu în Startup City Europe Partnership, pentru că considerăm că acele orașe care nu sunt în capitale de țări, dar avem un cuvânt de spus prin oamenii noștri, prin ceea ce demonstrăm, trebuie să fim pe harta europeană a oamenilor care furnizează know-how. Și astfel, în 2020 am luat acest lead al unui oraș european care încurajează startup-urile, iar în prezent, în clusterul de educație, am votat că programul Startup City Cluj-Napoca devine programul vertical. Tot timpul gândindu-ne că suntem într-un amplu proces de mapare. Și această perspectivă, să știți că a fost unul din câștigurile pandemiei. Sigur că pandemia a avut și foarte multe lucruri care, în primul rând,
stoparea unui dialog față în față și a simțirii emoțiilor și a simțirii unei, poate unui aport mai mare. Practic noi fiecare monologăm sau simțim foarte greu că dialogăm în fața unui ecran. Cu toate astea ne-a dat ocazia să ne dăm seama că doar mapând și înțelegând ce avem în oraș, putem să găsim soluții locale. Acum aș vrea să vă spun că clusterele noastre, că despre asta mi s-a cerut să vorbesc, vor organiza în anul ăsta o conferință a clusterelor și noi întotdeauna am avut o delegație din Ungheni. Cu siguranță vă așteptăm și anul ăsta, așa cum spunea domnul primar, dar mai bine eventual să vă răspund întrebărilor. Da, care există întrebări. Bănuiesc că există întrebări, ceea ce nu prea avem. Întrebări avem, timp nu prea avem. Știu. Asta da. E problema. Dați-ne voie să vă transmitem un mărțișor virtual de aici, din Republica Moldova. Vă mulțumesc mult și colegii știu că oricând nu doar intervenim într-o conferință, ci practic punem osul și venim cu lucruri concrete pentru dezvoltarea Ungheniului, care trebuie să vă spun că din nou domnul primar avea dreptate, oamenii secretul. Faptul cum ne-ați făcut să ne simțim de câte ori am venit la Ungheni, să știți că era programat o venire cu autobuzul efectiv, pentru că prea mult am spus colegilor și acum toată lumea vrea să vină la Ungheni. Așa că de-abia așteptăm să treacă această perioadă și să ne revedem cu drag. Doamnă Botezan, vă mulțumim! Și eu vă mulțumesc! Recent la Ungheni a fost inaugurat magazinul Kaufland. Când vom vedea pe rafturile Kaufland căpșuni, mobilier, dar și covoare produse în Ungheni, ne spune Cristina Aramă, manager PR Kaufland România și Moldova. Cristina, te salutăm! Bună, adaptați la o nouă realitate, vă spun bună ziua, dragi prieteni, vă salut direct de aici, din sediul central Kaufland Moldova la Chișinău. Eu sunt Cristina Ramă, PR manager de 3 ani și iată 3 zile în cadrul companiei Kaufland Moldova și vă spun că sunt mândră că am acceptat această provocare și sunt parte din cadrul acestui proiect, care astăzi va fi prezentat ca un exemplu de succes și bune practici. Cu siguranță fiecare dintre voi a pășit măcar o singură dată în magazinele noastre Kaufland și s-a convins că acesta este mai mult decât un loc de cumpărături. Este un adevărat partener activ în dezvoltarea economică a țării și asta am demonstrat-o prin crearea locurilor de muncă, investiții în infrastructură, dezvoltarea parteneriatelor cu furnizorii locali, cu producătorii locali, implementarea proiectelor de responsabilitate socială și toate acestea sunt la baza ADN-ului companiei noastre. 2019 a fost unul crucial pentru noi, a fost anul în care, după 4 ani de muncă și eforturi comune, Kaufland a deschis ușile magazinelor sale pentru oamenii din Republica Moldova la Chișinău. În acest fel, Republica Moldova a devenit cea de-a 8-a țară în care Kaufland și-a extins prezența și este prima țară în afara Uniunii Europene, că tot vorbim astăzi de bunele practice din Uniunea Europeană. Ce ar însemna aceasta sau ce a însemnat atunci pentru noi în 2016? Putem spune cu siguranță că cea mai mare provocare. În calitate de companie germană, am început să ne adaptăm toate procesele și sistemele la legislația, specificul și tradiția Republicii Moldova. Credeți-ne că nu a fost ușor, dar suntem ambițioși și am zis și ne-am propus ca să ne reușească acest lucru. Nu a durat un an, nu a durat doi, dar a durat 4 ani până am văzut magazinele noastre deschise. Fiecare decizie a fost luată cântărind cu atenție impactul asupra mediului înconjurător, asupra comunității în care ne desfășurăm activitatea, asupra lanțului de furnizori, a clienților și a angajaților noștri. Acum, fără modestie, putem spune că am devenit cartea de vizită pentru mulți investitori care își doresc să vină în Republica Moldova. Și dacă ar fi să tragem linia și să contabilizăm investițiile Kaufland în Republica Moldova, atunci din 2016 până în prezent, suma acestora depășește peste 116.000 de euro. Pentru comparație, doar în anul financiar, 2019, investițiile companiei Republica Moldova depășesc cifra de 57.000 de euro.
iar taxele și impozitele achitate la stat au fost de peste 7 milioane de euro. Puțin sau mult, putem vedeți și singuri. Încă înainte de a deschide magazinele, am înțeles realitatea din țară și am susținut mereu crezul nostru că viitorul trebuie construit acasă. Și asta a fost unul din sloganele pe care le-am promovat în campania noastră de resurse umane, de recrutare. Noi am găsit oameni buni. Pentru noi, se zice în limba rusă că хороший e человек, это не profesia, noi am dorit să combatem acest stereotip și am vrut să demonstrăm că oamenii buni sunt aici, la noi acasă. Din acest motiv ne-am angajat să oferim cel mai bun mediu de lucru angajaților noștri, unul prietenos și confortabil, care a devenit pentru ei mai mult decât un simplu loc de muncă. Și astăzi putem să spunem că avem peste 690 de angajați, cei care sunt motorul care mișcă compania înainte. Și deja avem în curând, peste o săptămână, deschidem cel de-al cincilea magazin și primul magazin în sudul țării, în Comrat. Dacă vorbim de produsele locale și producătorii locali, așa cum a menționat Sergiu, colaborarea cu furnizorii și producătorii locali face parte din strategia noastră în orice țară în care ne desfășurăm activitatea. Iar Republica Moldova nu este o excepție. În perioada 2017-2018 am susținut diverse programe speciale destinate pentru producătorii locali pentru obținerea uneia dintre cele mai prestigioase certificări internaționale de calitate și siguranță alimentară Global Gap. Adică această certificare le permite inclusiv exportul produselor oriunde în lume acestor producători și furnizori locali. Pentru acest proiect, suma alocată de Kaufland a fost de peste 2 milioane de lei. De la deschiderea magazinelor Kaufland în Republica Moldova, compania a reușit să extindă numărul de articolelor achiziționate de la producători și furnizori locali, astfel de la 3200 cu cât am startat când am deschis magazinele noastre, în prezent, la aproximativ 2 ani de la deschidere, avem peste 4100 de articole. Este un proces firesc și trebuie să înțelegem acest lucru, pentru că acest proces de listare a producătorilor și furnizorilor locali este unul continuu, nu a fost încheiat. Este o nouă metodă de abordare, de contractare a furnizorilor, a producătorilor locali. Este nevoie de timp pentru adaptare, pentru ca numărul acestora ulterior să se mărească. Totodată avem multe proiecte planificate pentru a fi desfășurate în colaborare cu producătorii locali. Și vedem că acest trend buy local este în continuă creștere și ca parte din strategia noastră de susținere a acestora, o direcție în activitatea noastră va fi să dezvoltăm, și aici e în premiere ce voi spune, o gamă de produse sub brandul nostru, de marcă proprie. Pentru realizarea sortimentului ne vom axa pe produse din Republica Moldova, de la furnizorii locali, în conformitate cu rețetele autentice și ingrediente de cea mai bună calitate, verificate periodic. Aici ne referim la produse lactate, produse de patiserie, mizeluri, sucuri naturale, conserve, toate de la producătorii locali, furnizorii locali, ambalate sub brandul de marca proprie Kaufland. Ne străduim să legăm colaborări strânse cu producătorii locali pentru a le oferi clienților noștri cele mai calitative produse made de Moldova, dar și a crea oportunități pentru economia locală. Dar pentru acest lucru este nevoie de un parteneriat pe care îl construim acum. În 2020, când toți am resimțit efectele crizei generate de COVID-19, la Kaufland am decis atunci, în acea vară, să lansăm o campanie pentru a susține și a promova producătorii autohtoni, proaspăt de acasă produsă Moldova. Această campanie reprezintă un gest de mulțumire pentru producătorii și furnizorii locali, care, indiferent de provocările și imprevizibilitățile prin care au trecut, au continuat să furnizeze produse pentru clienții Kaufland. Produsele din Republica Moldova sunt foarte apreciate în compania Kaufland. Odată ajungi pe rafturile magazinelor noastre, pentru producătorii locali devine o cale de acces mult mai ușoară pentru piața Uniunii Europene. Toate eforturile și asistența noastră pentru dezvoltarea producătorilor locali au fost îndreptate spre a-i face cât mai competitivi, inclusiv și pentru alte piețe. Și aici putem să spunem că ne-am propus să fim o poartă pentru ei spre noi oportunități,
De exemplu, în sortimentul Kaufland România sunt deja listate aproximativ 100 de articole produse în Republica Moldova și intenționăm să listăm încă 50 de articole în perioada imediat următoare. Dacă ar fi să vorbim de economia verde, asta cu siguranță ați observat-o și dumneavoastră, la baza valorilor ce caracterizează activitățile care o desfășurăm, este grija față de mediul înconjurător. Ne concentrăm pe dezvoltarea unor politici privind protecția mediului ce pot fi aplicate în toate magazinele noastre. De exemplu, magazinele Kaufland sunt încălzite printr-un sistem inteligent eco de recuperare a căldurii de la vitrinele și camerele de frig ale magazinului. Adică, vara, camerele de frig răcesc, iar iarna acestea încălzesc, economisind astfel resursele naturale și protejând mediul. Nu există echivalentă în Republica Moldova pentru astfel de tehnologii. Împarcările magazinelor Kaufland, de asemenea, au fost instalate în premieră pentru Republica Moldova automate tomra de reciclat de tip self-service. Acestea acceptă trei tipuri de ambalaje, teturi, sticlă și doze de aluminiu. Containerele sunt complet tehnologizate, cu o capacitate de procesare a ambalajelor de până la 60 de recipiente pe minut. Pentru acest gest de grijă față de mediu, răsplătim clienții noștri responsabili. Aparatul le eliberează un voucher de reducere pentru anumite produse care se află atunci la promoție. În parcările Kaufland, de asemenea, sunt instalații stații de încărcare pentru mașinile electrice care sunt gratuite pentru clienții noștri. Acestea au și prize de tip fast charge. De asemenea, sunt trasele pentru biciclete, pentru cei care duc un mod sănătos de viață. Și, de asemenea, avem în premieră, în magazinele Kaufland, am instalat un sistem nou de colectare a recipientelor goale de plastic de la produsele de igienă sau de curățare. Este proiectul nostru pe care îl numim Roscuța. De ce zic? Pentru că acolo se colectează ambalajele mai dificil de reciclat din cauza procesului minuțios de sortare. Ne-am asumat și acest lucru să-l facem, iar pentru a încuraja comportamentul eco, clienții care aduc ambalajele goale și le depozitează în acea broscuță primesc cupoane de reducere de 50% pentru achiziționare de produse noi de îngrijire. De asemenea, în spațiul special amenajat, clienții au posibilitatea să vină împreună cu copiii și să îi învețe încă de mici cum pot face acest lucru. În magazinele Kaufland am lansat anul trecut și prima linie de haine 100% sustenabile, realizată din peturi reciclate și deșeuri din material plastic, plase de biscuiți sau din bumbac organic certificat GOTS. Și cu siguranță cireașa de pe tort, așa putem să-i spunem, sunt proiectele noastre de responsabilitate socială care fac parte din ADN-ul companiei noastre. Și cu asta am început să fim, de fapt, cunoscuți în Republica Moldova încă din 2016, când am început să derulăm o serie de proiecte de responsabilitate socială, iar suma alocată pentru acestea a fost de circa de peste 18 milioane de lei. Acțiunile sociale și implicarea în comunitatea în care ne desfășurăm activitatea sunt demersuri firești pentru noi. Și avem 5 direcții, e vorba de educație, sănătatea, cultura, sportul și protecția mediului sunt pilonii de dezvoltare comunitare în care ne investim și în care vedem cea mai stringentă nevoie a societății. Toate proiectele sunt desfășurate sub umbrela implicarea face diferența, sunt comunicate toate acțiunile de responsabilitate socială și investiții comunitare. Astfel, prin proiectele noastre urmărim crearea de noi oportunități și îmbunătățirea vieții oamenilor din comunitățile în care ne desfășurăm activitatea. Sectoare majore în care ne-am implicat, așa cum am menționat, au fost cele de sus. În 2020, cu siguranță, am fost primii care am reacționat la ceea ce s-a întâmplat în sistemul medical și am decis să ne aliniem și să răspundem celor mai stringente nevoi ale comunității și atunci ne-am focusat strategia noastră, am alocat peste 3,6 milioane de lei către ONG-uri și proiecte care au venit în sprijinul eroilor din linia întâi, dar și a grupurilor vulnerabile. Fiind în cadrul unui proiect social, aici am descoperit și în Ungheni,
o asistentă medicală care a devenit, de fapt, modelul pentru toți medicii din Republica Moldova, pentru spiritul optimist pe care l-a transmis ea atunci și a devenit un video destul de viral pe social media și la televiziune. Mă bucur de asemenea că acest segment de CSR, dacă acum în 2016 era unul străin de Corporate Social Responsibility, acum devine un domeniu care se integrează în strategia de business a mai multor companii și organizații. Și ne bucurăm că companiile încep să vadă această linie de responsabilitate socială nu doar de sărbători, vorbim de Paște, de Crăciun, dar o văd integrate în tot modelul lor de business. Apreciem și felicităm câștigătorii care au obținut astăzi granturi, pentru cei care și-au lansat startup-uri, pentru dezvoltarea și implementarea unor proiecte ambițioase și unii dintre ei chiar au integrat și aspectul de protecția mediului, grija față de mediul înconjurător, pentru că o fac nu doar pentru ei, o fac pentru generațiile viitoare. Vă felicit și vă urez succes în ceea ce faceți. Vă mulțumesc! Cristina și noi îți mulțumim, succes și vouă în ceea ce faceți. Suntem pe final de forum. Haideți să tragem și niște concluzii. Vreau să rog pe doamna Natalia Iepuraș, copreședinte al echipei economice locale, să intervină pe final de forum. Bună ziua! Bună ziua tuturor participanților de la acest forum. Ca copreședinte a echipei economice locale Ungheni, salut implicarea Uniunii Europene pentru dezvoltarea economică din regiunea Ungheni, dorindu-le beneficiarilor de granturi succes și să vă bucurați de realizările ce urmează a fi atinse, implementate. Totodată sunt mândră că rezidenții noștri din zona economică liberă se vor bucura de susținerea financiară externă pentru a-și dezvolta și moderniza proiectele lor economice. Bineînțeles că pentru aceste lanțuri valorice despre care astăzi s-au vorbit și le-am văzut cu toții și am apreciat foarte mult, de fapt am apreciat foarte mult despre tot ce s-a vorbit și ce urmează a fi implementat. Urmează încă multe acțiuni, da, unde vor fi implicați cât și donatorii, cât și autoritatea publică locală, cât și zona economică liberă, cât și alți actori direct implicați. Mulțumesc încă o dată donatorilor și vă îndemn să fiți prezenți și în continuare pentru susținerea mediului de afacere, pentru prosperarea economiei în regiunea. Vă mulțumim încă o dată la toată lumea și succes nouă tuturor! Și noi vă mulțumim și pe final îl salutăm a treia oară pe domnul primar de Ungheni, domnul Alexandru Ambros, copreședinte al echipei economice locale, pentru un rezumat. Deci, cu siguranță, dacă să tragem concluziile acestui eveniment de astăzi, putem spune că Forumul Economic Regional a reușit, a avut succes. Personal, am auzit foarte multe lucruri noi, am auzit multe lucruri care m-au convins încă o dată că suntem pe calea cea bună, pe calea cea corectă și lucrul ăsta ne bucură foarte mult. Un lucru este cert. Și lucrul ăsta, deci l-au spus mai mulți vorbitori astăzi, că omul sfințește locul până la urmă, că în mare parte tot ce mișcă în țara noastră depinde în primul rând de oameni. Și pe această cale chiar m-aș adresa la deținătorii de granturi, așa, cei care au primit deci, aceste granturi astăzi, să încercați să excelați în proiectele pe care vi le-ați propus. Să nu fiți buni, să fiți foarte buni, să fiți chiar mai buni decât v-ați gândit că ați putea fi. Pentru că în cazul ăsta dați un exemplu foarte bun altor agenți economici care poate n-au fost menționați, care n-au participat. Pentru că dacă ați putut voi, probabil vor putea și ei vor înțelege că pot și ei. Așa? Succesul dumneavoastră este succesul nostru a administrației publice locale. Pentru că noi ne vom bucura enorm de mult
mult în momentul în care veți reuși. Și desigur că faptul că proiectele voastre vor excela va fi și o motivație pentru partenerii noștri de dezvoltare, pentru finanțatorii acestui program, că toți facem o chestiune bună și suntem pe calea cea dreaptă. Vreau să spun că forumul de astăzi a reușit datorită faptului că a contribuit foarte multă lume. Deci succesul forumului este succesul fiecăruia din cei participanți astăzi la acest forum. Odată însumat, avem succesul rezultat. Încă o dată m-am convins că deci nu lipsa de resurse financiare este principalul impediment al dezvoltării economice a localităților noastre, a regiunilor noastre. Principalul impediment al reținerii sau dezvoltării nu în ritmurile pe care ne le dorim a localităților noastre, este lipsa de idei fezabile, lista de proiecte durabile. Nu doar numai la nivel de idee, dar o idee, deci pusă pe hârtie, scris, descrisă frumos, cu un buget sustenabil, deci cu o finanțare deci, ajustată, cu expertiză făcută, cu proiecte tehnice bine puse la punct. Aceasta, deci lipsa un astfel de documente, astfel de viziuni. Acesta este principalul nostru impediment și aici trebuie să lucrăm deci, cât mai mult. Mi-a plăcut foarte mult ce a zis Frank. A zis foarte clar, oameni buni, mergeți de jos în sus și primul lucru, nu așteptați să vă se dea granturi. Încercați să faceți ceva singuri, așa? Încercați să faceți ceva, să demonstrați că sunteți motivați, să demonstrați că vă pricepeți, să demonstrați că ca voi poate nu este nimeni sau poate sunt puțini, așa? Și o să vedeți că dacă faceți lucrul ăsta, vor veni și finanțările mai târziu. Trebuie să existe această motivație din partea deci, persoanelor care încearcă să miște ceva, inclusiv în business-ul privat. Cele patru lanțuri valorice mi se par foarte logice și lucrul ăsta trebuie să motiveze cât mai multă lume, deci în domeniile respective, în momentul în care își pot găsi cumva ocupația, să demonstreze că se pricep a face ceva, că vor să facă ceva, pentru că în momentul în care vor demonstra activitate și vor, cum a zis Frank, și vor celebra până la urmă mici rezultate. Ce înseamnă să celebrăm mici rezultate? Să le spunem la toată lumea, oameni buni, uitați-vă ce am reușit noi să facem. Cu siguranță că vom reuși această foaie de parcurs, să o parcurgem și să dăm un impuls de dezvoltare nu doar a municipiului, dar și a regiunii în întregime. Municipiul Ungheni este gata de a fi pol de creștere, ne dorim să fim lucrul ăsta, ne dorim să avem o legătură cu localitățile noastre rurale, pentru că avem o fermă convingere că în țara noastră poate fi bine nu doar atunci când în anumite localități este bine. În țara noastră va fi bine atunci când în cât mai multe localități va fi bine. Atunci când vorbim de regiunea Ungheni, trebuie să fim solidari și să facem ca în întreaga regiune să existe deci, acest mediu de favorabil, așa, unde oamenii vor să trăiască, vor să reîntoarcă și sunt fericiți. Doresc la toată lumea să punem umărul și dacă vom fi unul pentru toți și toți pentru unul, cu siguranță că vom reuși, pentru că împreună suntem mai puternici. Succes tuturor! Domnule Ambros, vă mulțumim! Mulțumim absolut tuturor celor care au participat la forum. Astăzi, de Ziua Mondială a Scriitorilor, vreau să vă spun că prin acest forum economic regional, Ungheniul scrie istorie. Și să dea Dumnezeu tuturor celor care fie au pornit o afacere, fie și o continuă, fie de mult au pornit o continuă și o dezvoltă, să aveți mult succes, să vă ajute granturile oferite și să nu dea cumva Dumnezeu să ne pomenim, cum spuneam mai sus, în situația ca Ungheniul să ceară independență. Mai mult decât fiind puternic, o zonă puternică, mai mult decât atât, să fie parte puternică dintr-o țară puternică și să dea un bun exemplu, pozitiv exemplu pentru celelalte zone, pentru celelalte raioane, astfel încât să ne putem motiva unii pe alții. Este ora prânzului, ora potrivită pentru a lua prânzul. Mult succes, sănătate multă și poftă bună tuturor! Felicitări pentru participarea la Forumul Economic Regional Ungheni. La revedere! La revedere! Vă mulțumesc tuturor, să ne auzim doar de bine, sănătate!
Thank you.